Dragi colegi, astăzi demarează cea de-a cincea ediție a Colocviului Național cu Participare Internațională, Lecturi în memoria academician Silviu Berejan. Conferința, cum bine știți, are loc o dată la 2 ani. Este fondată de domnul profesor Vasile Bahnaru, discipolul academicianului Silviu Berejan. A fost ideea dumnealui, a fost proiectul dumnealui și iată că suntem deja la a cincea ediție. Și este un eveniment care ne oferă prilejul să ne întrunim, să dezbatem subiecte de interes filologic, să evocăm personalitatea academicianului Silviu Berejan și contribuția filologică a lui Silviu Berejan. Dragi colegi, evenimentul nostru este organizat în colaborare cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, Iași. Aveți gândurile bune ale colegilor noștri de la Iași, trimise așa prin Zoom, și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu Cluj-Napoca, România. Până a-l ruga pe domnul profesor Gheorghe Popa să vorbească, în speranța că se alătură pe parcurs și domnul Vasile Bahnaru, vreau să vă spun cam ce o să facem noi astăzi. Avem 3 conferințe în plen. 3 comunicări în plen. Vom asculta comunicarea domnului Gheorghe Popa, a domnului Vasile Bahnaru, a domnului academician Mihai Cempoi și a doamnei doctor Ana Vulpe. Acestea sunt conferințele în plen, după care, dragi colegi, urmează 2 prelegeri publice. Vom avea prilejul să ascultăm 2 comunicări foarte interesante, zic eu, ținute de domnul Felix Narcis Nicolau, profesor la Madrid, la Universitatea din Madrid, a fost și profesor la Universitatea din Lund, Suedia, și domnul Marian Gheorghe Simion, profesor în prezent la Universitatea Harvard, colegul și vechiul nostru prieten, pe care o să-l ascultăm vorbind despre ambiguitățile textelor sacre. Domnul Felix Nicolau ne va vorbi despre studiile românești în sistemele de învățământ superior suedez și spaniol. Nu am făcut publice linkurile de conectare, întrucât data trecută am avut o surpriză neplăcută, vă amintiți, la conferința Filologia Modernă, Realizări și Perspective în Context European, că s-au introdus, să zic așa, și alți participanți, în ghilimele, oameni care au vrut să tulbure apele și să producă scandal, și foarte greu am echilibrat situația. Am făcut un alt link, am transmis colegilor. Deci este un pericol, de aceea nu am făcut publice linkurile, dar dumneavoastră, dacă aveți studenți, dacă dorește cineva dintre prietenii, dintre colegi care nu participă în mijlocit la conferință, dar să asculte aceste prelegeri, ne pot spune în privat și le dăm link și se pot conecta. Și după sau începând de la ora 14, vor urma lucrările în secțiuni. Aveți linkurile distribuite pentru toată lumea. Avem moderatori și sper să urmeze niște discuții foarte reușite și utile. Dragi colegi, nu vreau să dăm startul comunicărilor până ai adresa calde felicitări colegii noastre, doamnei Viorica Răileanu. Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și vreau numele meu și numele dumneavoastră și cu tot dragul și cu tot respectul să-i adresez felicitări și la mulți ani și să-i mulțumesc pentru că este un om de nădejde, un om de temelie aici la Institutul de Filologie, un om de mare încredere, un profesionist desăvârșit și un om deosebit de frumos și de binevoitor cu toată lumea. Noi contăm cu toții pe doamna Răileanu.
Toate documentele institutului sunt în mâinile sigure ale doamnei Răileanu și avem o adevărată bucurie și onoare să colaborăm cu dumneai. La mulți ani, doamna Răileanu, Dumnezeu să vă țină în pază și să aveți bucurii profesionale, sociale, existențiale, de tot felul și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Mulțumesc mult! La mulți ani, partea Să noastră! aveți o zi cu spor! Succes mult tuturor participanților la acest eveniment! Mulțumim, mulțumim. Dragi colegi, îl așteptăm încă pe domnul Bahnaru, dar până atunci, îl salut pe domnul profesor Gheorghe Popa. Îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră de a participa la conferință și de a evoca personalitatea academicianului Silviu Berejan. Domnul Popa, aveți cuvântul, vă ascultăm cu mare atenție. Tema comunicării sună felul următor: Refugiatul în limba română, academician Silviu Berejan. Vă mulțumesc mult, bună ziua, stimați colegi, se aude probabil, da? Totul e ok. Foarte bine se aude. Mulțumim. Deci aș putea, deci, probabil, dar și să deconectez microfonul, poate se aude încă și mai bine. Deci a fost anunțat titlul intervenției mele, mulțumesc doamne directoare, și voi da citiri celor așa zămislite de noi. După cum se știe la naștere, nimeni nu își alege viitorul, nu își întrevede posturile, nu își intuiește titlurile. Și numai cu scurgerea timpului, semantica acestor verbe capătă anumite contururi, al căror grad și ritm de profilare depinde de o serie de circumstanțe. Pentru cei cărora le-a fost hărăzit să se logodească cu știința, aceste circumstanțe au fost percepute și exploatate până prin anii 90 ai secolului trecut în mod diferit. Astfel, unii dorindu-se cu tot din adinsul înscriși în istoria științei, speculau cu detalii din biografie, gen tata a fost organizator al colhozului, primul comsomolist din sat, conducător al celulei comuniste, deputat al Sovietului Suprem, etc., ori aceste detalii nu au niciun rol în devenirea lor ca savanți. Alții, nu mai puțin ambițioși decât primii, aminteau cu infatuare de perioada școlară, universitară, postuniversitară și altele, ori au fost atâția care au urcat cu îndrăzneală aceste trepte. Dar când a venit momentul să arate ce și cât au adus în știință, nu s-a prea văzut. Nu puțini sunt dintre cei care au consumat în zadar nervi și timp, au risipit inutil energie și hârtie, au băgat pile sau au oferit ciubucuri, ca până la urmă muntele să nască un șoarece. A existat însă și o altă categorie de oameni a căror activitate științifică s-a materializat în monografii, studii, articole, comunicări, recenzii, avizie, cronici, rezumate, teze, etc. Astfel zis, s-a materializat în idee și expresie validă pe baza cărora s-au format, se formează și se vor forma generații de alți oameni de știință. Din această categorie a făcut parte și membrul titular al Academiei noastre Republicane, Silviu Berejan, savant de talie internațională, pilastru de nădejde al științei lingvistice din Republică, sfetnic și îndrumător al novicilor, om de înaltă ținută civică, filtru credibil pentru a zădărnici sporirea cu orice preț a deținătorilor diplomei de doctor în științe filologice. În afara oricărui dubiu că Silviu Berejan a fost un remarcabil om de științe, cunoscut nu numai în Republică, dar și în comunitatea lingvistică internațională. Suportul unei tale afirmații rezidă în primul rând în însăși opera științifică a lingvistului Berejan,
diverse sub aspectul problematicii abordate, impunătoare sub aspectul cantității și profundă sub aspectul calității. Cele circa 450 de titluri, inclusiv 18 cărți, monografii, dicționare, manuale, broșuri, demonstrează cu prisosință că cercetătorul benejan, deși neîncercat de ambiții vane, dar evitând tentația de a merge pe căi bătătorite, dă preferință chiar din start a poriilor lingvistice, manifestă curaj de a se îndepărta de punctele de vedere tradiționale, vedește cu tezanță de a emite opinii eterodoxe și, nu în ultimă instanță, acribie filologică, propunând soluții judicioase privind complicate probleme de lingvistică generală, romanistică, lingvistică comparată, lexicologie, semasiologie, lexicografie și altele. Despre contribuția substanțială la studiul fenomenelor glotice și despre individualitatea gândirii lingvistice a profesorului Benejan, ne vorbesc anumite realități de care nu orice lingvist a avut parte. Citarea abundentă a lucrărilor editate, recenzarea lor în literatura de specialitate, invitarea frecventă la diverse întruniri științifice, participarea directă la manifestări unionale din fosta Uniune și internaționale, aprecierile elogioase ale ideilor lansate de profesor în lucrări de referință sau în vasta corespondență pe care a purtat-o de-a lungul anilor, solicitările scrise sau orale de a-și da părerea sau de a se reține numai pentru o clipă în mijlocul celor ce au îmbrățișat ca principală preocupare lingvistică, acești eroind în jurul savantului ca în grădina lui Academos. Avea perfectă dreptate regretatul lingvist și publicist Constantin Tănase, unul din cei 18 doctoranzi ai academicianului, când afirma inspirat că omul acesta, Silviu Berejan, a redactat tone de hârtie și a ros vagoane întregi de creioane. Știa ce știa cu naționalul nostru nepereche în lumea în științei mondiale profesorul Coșeriu, care, în avizul de susținere a candidaturii profesorului Berejan la alegerile pentru titlul de membru plin al Academiei de Științe din Moldova, menționa: meritele domnului Berejan în domeniul lingvisticii sunt incontestabile și unanim recunoscute în știința națională și internațională. Domnul Berejan este astăzi savantul cel mai de seamă din Republica Moldova în acest domeniu, și anume atât în ce privește lingvistica generală, mai ales semantică, cât și în ce privește lingvistica românească, atât sincronică cât și diacronică. Am încheiat citatul. Cu mult timp mai înainte însă, adică în 1976, cunoscutul lingvist rus, ulterior director al Institutului de Limbă Rusă din Moscova, Yuri Karaulov, membru corespondent al Academiei din Științe a USSR-ului, analizând elaborarea noțiunii de sistem lexico-semantică în lingvistica sovietică, menționa că după lucrările lui Șcerba, Vinogradov, Smirnitsky, Budagov, Ahmanova, următoarea etapă în dezvoltarea lexicologiei naționale a fost determinată de două circumstanțe. În primul rând, de amploarea și succesele importante ale lucrului lexicografic în țară. În al doilea rând, de rezultatele considerabile obținute în domeniul teoriei, atât în direcția dezvoltării de mai departe a noțiunii de sistem lexicosemantic, lucrările semnate de Ufimțeva, Șmeliov, Berejan și alții, cât și în direcția aplicării unor noi metode de cercetare în lexicologie. Am încheiat citatul. Este o apreciere de care nu s-au învrednicit prea mulți lingviști de la periferia ex-Uniunii Sovietice, căci, precum s-a putut observa,
după ce sunt nominalizat 7 lingviști ruși de mare, de mare prestigiu din Moscova și Sankt Petersburg, autorul le alătură ca om de știință care a adus un real aport în teoria lexicologică națională, adică rusă, și un lingvist român din Chișinău. Pentru cei din afara domeniului, numele lui Silviu Berejan se asociază cu lingvistica, al cărui obiect de studiu îl constituie limbajul conceput ca instituție socială și cu politica lingvistică din Republica Moldova, al cărei obiect de studiu îl constituie limbajul examinat din perspectiva politicii culturale. În frontierele lingvisticii, numele academicianului Berejan este legat de domenii concrete și distincte. Explicabilă prin conștientizarea faptului că, dincolo de necesitățile metodologice ale disocierii obiectului de studiu, limba funcționează unitar, iar faptele ei sunt conexe și se implică reciproc. Această deschidere spre multiple aspecte s-a materializat în studii de referință pentru domeniul lingvisticii, menținându-se doar în perimetrul discuțiilor despre infinitiv, de exemplu, referirile la contribuții la studiul infinitivului sunt inevitabile, după cum este de neimaginat abordarea sinonimiei fără referiri la echivalența semantică a unităților lexicale. Majoritatea bibliografilor și sau recenzenților operei științice berejaniene au remarcat și faptul că academicianul Berejan, deși a fost preocupat de fenomene particulare ale unei limbi concrete, nu a ratat nicio ocazie de a se pronunța competenți pe marginea problematicii de natură pur teoretică. Altfel zis, dacă în cazul studiilor academicianului Berejan atestăm o examinare inteligibilă și profundă a faptelor glotice concrete, apoi acest lucru se datorează, în punctul nostru de vedere, anume substanței teoretice consistente de la care pornește savantul. În acest context, cercetătorul ar trebui să știe că profesorul Berejan, numai atunci când s-a ocupat de lingvistica teoretică, de lingvistica generală, a simțit adevărata atracție pentru munca științifică. Reticențele pentru cercetare, pentru studiu în genere, fără comandă de sus, fără cenzura celor fricoși de care ești dependent și mai ales fără care ți le impui singur, tot din lașitate în primul rând, și care sunt și ele extrem de împovărătoare. În studiile sale, profesorul Berejan a avut ca punct de reper certitudinea că numai fiecare lingvist, că nu numai fiecare lingvist sau orice disciplină lingvistică în parte, dar și chiar lingvistica în ansamblu ei nu poate cuprinde limba ca obiect în toată integralitatea ei. Pornind de la această premiză, Silviu Berejan s-a văzut constant pus în situația de a persevera în ideea descompunerii nemiloase a obiectului de studiu și respectiva ramificării permanente a științei despre acest obiect. În legătură cu problematica abordată, trebuie reținută observația lui Berejan referitoare la faptul că delimitarea în cadrul unui obiect unic a diferite aspecte ce pot deveni obiecte de studiu independente ale unor ramificații lingvistice nu afectează statutul ontologic al obiectului integral. Pornind de la postulatul că întregul mers al oricărei științe în evoluția sa firească se bazează pe efectuarea progresivă a noi și noi delimitări depistate în însuși obiectul de cercetare,
și fixate în calculele teoretice despre el, Silviu Berejan conchide neezitant că lingvistica nu constituie o excepție în acest sens, deoarece și în cadrul ei, conștient sau intuitiv, s-au efectuat asemenea distincții. Dar, nu de puține ori, aceste delimitări, fie că sunt doar recunoscute, fără a se ține seama de ele în procesul de analiză concretă a faptelor de limbă, fie că sunt concepute doar drept părți componente ale unui întreg, fără a pătrunde în esență acestor părți ce interacționează între ele. De aici îndemnul lui Berejan, privind necesitatea evidențierii unor noi demarcații, pe de o parte, și explicitarea și aprofundarea celor deja cunoscute, pe de altă parte. Oricât ar părea de straniu, concluzionează savantul, este necesar a se insista asupra ținerii în evidență a delimitărilor deja formulate, precum și asupra efectuării unor noi delimitări care nu sunt încă evidențiate sau care nu sunt încă conștient și precis contrapuse în cercetările lingvistice. Profesorul Berejan recunoaște că este greu să ne imaginăm lingvistica în afara unor delimitări care au intrat deja temeinic în uz, cum ar fi limbă și vorbire, sincronie și diacronie, substanță și structură, planul conținutului și planul expresiei, paradigmatică și sintagmatică, nivel iemic și nivel etic, etc. Totodată delimitarea planului ontologic, de cel gnoseologic, a determinat utilizarea altor circumscrieri, lingvistica limbii, lingvistica teoretică și lingvistica vorbirii, lingvistica sincronică și lingvistica diacronică, lingvistica internă și lingvistica externă, etc. Neluarea în considerare acestor delimitări, în viziunea lui Silviu Berejan, se poate solda doar cu amalgamarea faptelor de limbă, cu identificarea eclectică a noțiunilor lingvistice de bază. Pornind de la principiu că în realitatea ambiantă, practic, nu există fenomen ce n-ar dispune de parametrii sistemicității, academicianul Berejan a insistat de fiecare dată că și limba, ca element inalienabil al acestei realități, nu este un conglomerat de elemente eterogene, disparate în diverse compartimente, ci este un sistem dinamic ce funcționează și evoluează în condiții concret istorice. Reiese așadar că examinarea sistemică și istorică a limbii nu trebuie concepută ca o alternativă, dar ca o sinteză a particularităților sistemice și istorice ale întregului. După opinia lui Silviu Berejan, dicționarele explicative existente, de exemplu, care sunt rezultatul în linii mari, de pe poziții conceptuale tradiționale, urmăresc în special funcționalitatea lexicului, dar ignorează sistemicitatea lui, care însă într-o lucrare ce prezintă vocabularul limbii în tot ansamblul său, este o deficiență regretabilă. Putem deduce așadar că lingvistica studiază în concordanță cu principiile coșeriene nu obiecte, fapte de limbă luate aparte, izolat, ci formațiuni sistemice luate în întregime. Faptul că, sub aspect metodologic, se consideră mai rațională traiectoria investigațională de la întreg spre parte, l-a determinat pe Silviu Berejan să insiste asupra necesității fragmentării sistemului în părțile lui componente. Drept consecința unei atare secționări, se ajunge la evidențierea substanței, adică a elementelor, și a structurii, adică a relațiilor, care nu pot fi contrapuse una altea ca un fel de ceva primar sau secundar. E puțin probabil, opinează în continuare savantul, că cineva să se încumete să afirme, de exemplu, că în sistemul biologic, într-un organism animal sau vegetal, substanța, celulele și moleculele,
are un caracter primar, iar structura, relațiile dintre celulele care asigură funcționarea întregului organism, are un caracter secundar. Chestiunea e că atât substanța care este perceptibilă, cât și structura care este imperceptibilă, se prezintă drept fapte diferite ale realității înconjurătoare și doar la nivel gnoseologic, în funcție de obiectivele studiului, pot fi puse pe prim plan fie elementele, substanța, fie relațiile, structura. Pătruns de intangibilul sentiment al responsabilității morale și științifice și în același timp evitând ostentativ jocurile de culise ale timpului, profesorul Berejan se angajează plenar de la 1989 încoace în lupta pentru demonstrarea falsității teoriei despre două limbi romanice de Est. Anticipând cele ce vor urma, găsim plauzibil de a invoca un detaliu mai mult decât semnificativ. În 1944, Silviu Berejan s-a refugiat la Timișoara, unde a urmat liceul Constantin Daicovici Loga, ca peste un an, după spusele dânsului, să fie repatriat, iar aici, în Basarabia, după cum era și de așteptat, s-a refugiat în limba română. Aici se impune o remarcă. Cu mulți ani în urmă, marele Iorga vorbea de disciplina convingerilor, una a fricii și alta a lăcomiei. Nu descoperim nimic nou dacă spunem că în perioada de până la 1989, toți lingviștii basarabeni, în virtutea vicisitudinilor timpului, au adoptat disciplina fricii, căci adepții disciplinii convingerilor trebuiau, mai devreme sau mai târziu, să plătească tribut regimului chiar cu prețul vieții. Reprezentanții disciplinii lăcomiei, cei preocupați orbește de promovarea conceptului de limbă moldovenească, însă au recurs la toate modalitățile posibile, inclusiv în cele mai josnice, de a torpila eforturile lingviștilor onești într-o apărare adevărului științific, incriminându-le acestora, printre altele, inconsecvența de opinii. Ieri afirmau că e limbă moldovenească, iar astăzi că e limbă română. Explicațiile de rigoare la această acuzare le-a dat însuși inconsecventul Silviu Berejan. Cităm, atunci, adică ieri, au avut dreptate ei, adică incriminatorii, pentru că dețineau puterea, iar acum eu, pentru că pot spune adevărul fără a mă teme că aș putea fi pus la zid. Atunci însă nu numai eu numeam limba în singurul fel admis, ci toți, fără excepții, lingviștii, toți cercetătorii filologi în general, toți scriitorii, toți ziariștii și publiciștii de aici. Cine e temerarul luptător pentru dreptate care atunci, înainte de 88-89, ar fi îndrăznit să spună public că limba pe care o vorbim este română? Numiți-mi-o! Spre onoarea și nu numai științifică, a cercetătorului de bună credință Silviu Berejan, care a avut curajul să izgonească vorba lui Nicolae Mătcaș, sclavul din sine, ne-a spus suficient de inteligibil, citem, până la urmă adevărul în toată puritatea lui, că moldovenii sunt și ei români și că vorbesc o limbă care se numește română. Faptul acesta nelezând autoritatea și nici demnitatea nimănui. Apropo, pentru această verticalitate, Grigori Vieru, în consistentul și emoționalul său discurs de recepție rostit la 30 august 2007, cu ocazia conferirii titlului de doctor honoris causa de către Academia de Știință, i-a declarat franc profesorului Silviu Berejan: primiți, vă rog, floarea inimii tuturor intelectualilor noștri, maestre. Remarcăm în acest context că, după știința noastră, Silviu Berejan a fost nu numai, cităm,
un model de rectitudine și de etică științifică, Eugeniu Coșăriu, în chestiunea limbii naționale, sau cel mai productiv savant în această perioadă, peste 70 de intervenții, articole, interviuri, emisiuni radiofonice și televizate, mese rotunde, etc., dar și cercetătorul cel mai generos în furnizarea celor mai ponderate și convingătoare argumente. Ferește, într-o atare comunicare, nu putem să insistăm asupra tuturor judecăților de valoare ale Canceanului Berejan, întrucât în cazul dat avem de-a face cu o personalitate neobișnuită, ale cărei dimensiuni urmează a fi pendelete și în profunzime identificate și evaluate. Ceea ce putem conchide fără ezitare e că academicianul Berejan a spus un cuvânt tare în chestiuni teoretice și sau concrete de substanță pentru știința limbii și a făcut acest lucru cu suficientă competență și, pe cât a fost posibil, imparțial. Cu siguranță că multe dintre reflecțiile, deducțiile, concluziile emise urmează a mai fi disecate și valorificate. Am vrea să mai remarcăm la capătul acestor rânduri că academicianul Berejan, fiind permanent obsedat de respectul față de cei care îi vor citi spusele, nu s-a sfiit vorba lui Sextil Pușcariu să-și arate atitudinea personală fără față de aceste chestiuni și a încercat de fiecare dată cu o impecabilă și exemplară onestitate, citem, să introducă pe cititor în atelierul său de cercetător, vorbindu-și și de luptele sufletești prin care a trecut. A plecat în altă lume, considerându-se fericit, deoarece, spre deosebire de alți savanți, profesorul Berejan și-a pierdut doar ani, nu însă și pe sine însuși. Cităm, nu regret totuși viața trăită, căci la urma urmii am studiat și mi-am apărat cât și cum am putut limba neamului. Și asta vreau să o afirm acum înspre apusul vieții, deschis. Am iubit întotdeauna limba și neamul și anume aceste sentimente mi-au insuflat energie și putere de rezistență. Am evidențiat în mod special acest dintotdeauna, întrucât avem ferma certitudine că academicianul Berejan se simte și se va simți fericit și în lumea celor drepți, ori atașamentul declarat, aproape testamentar, față de limbă și neam, pe care le va iubi și în continuare cu aceeași intensitate și le va apăra cu aceeași perseverență, este o dovadă în acest sens. După cum nici aici, pe pământ, n-a pregetat nici pentru o clipă de a ne face și pe noi fericiți pentru totdeauna. Ori faptul că o familie, o academie, un neam, o limbă au rămas nu numai îndoliate, dar și mai sărace, nu e o dovadă în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Ne-ați pus așa pe gânduri. A fost un refugiat fericit sau nu chiar fericit în limba română, Silviu Berejan? Că dacă urmărim parcursul academic, condițiile vitrege în care a scris și a cercetat Silviu Berejan, condiții vitrege pentru limba română, pentru cercetare, n-a prea fost un refugiat fericit, dar s-a, ca un cercetător de bună credință, așa cum ați afirmat dumneavoastră, s-a situat de partea adevărului și iată, la final a avut acel discurs pe care l-ați menționat și dumneavoastră. A fost un împătimit de limba română, un îndrăgostit de limba română și vă mulțumim, domnule profesor, pentru această prezentare atât de densă, atât de convingătoare despre modul în care a marcat Silviu Berejan spațiul național de cercetare lingvistică. Mulțumim și așteptăm textul dumneavoastră pentru a-l publica în volumul conferinței. Și în continuare, dragi colegi,
tragem jaratic la turta literaților și îl ascultăm pe domnul academician Mihai Cimpoi, care ne va vorbi despre scriitorii contemporani în lucrările lingvistice ale academicianului Silviu Berejan. Dragi colegi, mai avem o veste bună, haideți să începem cu ea. Ieri secția de filologie a Academiei Române a votat pentru acordarea celor doi colegi ai noștri, Elena Constantinovici și Ion Bărbuță, premiul Academiei Române, Timotei Cipariu, pentru gramatica pe care ei au elaborat-o și au editat-o aici. Așa că felicitări! E un semn bun, deci începem sub un semn august simpozionul nostru și în cele ce urmează țin să evoc personalitatea academicianul Silviu Berejan, fiindcă l-am cunoscut și în acea perioadă de renaștere națională, când a început lupta pentru trecere la grafie latină și pentru recunoașterea statutului de limbă națională, limbă de stat, mai era încă moldovenească pe atunci. Am fost cu Silviu Berejan inclus și în comisia, dacă vă aduceți aminte, cei care au trăit în această perioadă, au activat în această perioadă și aduc aminte că a fost creată o comisie pe lângă Sovietul Suprem al Republicii Moldova, RSSM mai era pe atunci, care trebuia să decidă acele, deci, trecerea la alfabetul latin și pe urmă și recunoașterea statutului de limbă de stat. Acea comisie, așa cum vă spuneam, ea se aduna sub, se întrunea sub egida Sovietului Suprem și era moderată, zicem noi astăzi, era condusă atunci aceste întruniri ale noastre, ședințele comisiei, de ministrul învățământului de pe atunci, Dumitru Zidu, dacă îi zic eu pe numele lui mic, bine. Vreau să vă spun că profesorul Gheorghe Popa a remarcat pe bună dreptate că Silviu Berejan avea o ținută intelectuală distinsă, era un intelectual așa rasat, cum zicem noi, dar nu am observat acel aer doctoral, profesoral pe care îl au unii academicieni la noi. Era sociabil, era un bun conviv, se putea discuta cu el și la un pahar de vorbă și în cadrul unor discuții științifice sau așa de altă natură. Era un intelectual școlit, așa cum a spus și profesorul Gheorghe Popa, în România. Se observa, erau în rândul nostru în acei ani niște scriitori, niște oameni de știință care au făcut studii liceale în România și imediat puteai observa acest lucru, puteai remarca de îndată.
Și, bineînțeles, că academicianul Silviu Berejan deci făcea parte din această categorie mai rară care activau atunci în domeniul științei, în domeniul culturii și erau printre ei și câțiva scriitori, Aureliu Busuioc, Alexandru Cosmescu, Liviu Deleanu, Anatol Gujel, Gheorghe Dimitriu. Deci Silviu Berejan, într-adevăr, așa cum iarăși vedeți că mereu îl citesc pe Gheorghe Popa, e și prioritatea pe care a câștigat-o fiind primul vorbitor în cadrul simpozionul nostru, a fost un promotor al adevărului despre limba noastră. Faptul este indiscutabil, dar mai era o presiune încă în acei ani, 1988, când a fost formată acea comisie de care vă vorbeam, și ceva mai târziu, chiar prin 89 și 90, mai era o presiune, se discuta fervent atunci dacă sunt limbi identice sau e aceeași limbă, și ne aducem aminte și de acea afirmație grotescă, absurdă, a lui Simeon Grosu, primul secretar al Comitetului Central al Partidului de pe atunci, care spunea, da, sunt limbi identice, dar diferite. Da. Așa se promova pe atunci încă acea diferență dintre cele două limbi, care, din păcate, a avut susținători și în România. A fost, după câte știu eu, lingvistul Alexandru Graur, care spunea că limba moldovenească este o limbă aparte, o limbă care are un anumit specific. Ei bine, apropo de acest specific, sigur că Silviu Berejan menționa faptul că, dată fiind și iată acea parte a lingvisticii care se cheamă limbă și vorbire, sigur că noi, basarabenii, vorbim cu un anumit accent care este imediat depistabil și nu știu de ce supără, spre deosebire de accentul ardelenesc sau cel maramureșan. Silviu Berejan mai opera atunci, așa, din prudență, nu e lipsită această prudență, haideți să recunoaștem, că e o diferență între vorbire, deci aici, și limba literară, unică, fapt la care el a renunțat, fiindcă l-am rugat și noi, fiindcă autoritățile de atunci nu pătrundeau în nuanțe, nu pătrundeau în argumentele științifice. Pe ei nu interesau aceste argumente și nu le pricepeau aceste argumente științifice care veneau să confirme adevărul că este aceeași limbă, că noi vorbim românii basarabeni, în primul rând suntem români și sunt limba pe care vorbim, așa cum s-a spus mai târziu și prin acel memorabil discurs al președintelui Mircea Sneagul și așa cum a declarat Academia
noastră de știință în două rânduri, la prezidiu Academiei și mai târziu la adunare generală, că e vorba de limba română. Îmi aduc aminte că am participat cu academicianul Silviu Român, academician român, vedeți că îi spun bine, am participat la două întruniri foarte importante la Kiev, eu la o plenară a Uniunii Scriitorilor din Ucraina și el la o întrunire științifică care avea loc atunci, anume privind situația lingvistică din fostele republici unionale. Deci eram cazați la un hotel de lux, Slavutici se numea, și noi am nimerit acolo cu un șef de mină din Donețk. Deci era o cameră așa spațioasă, cu câteva locuri și noi deci eram trei cazați acolo și cel de-al treilea s-a dovedit a fi un șef al unei mine din Donețk, care ne-a spus, în primul rând s-a interesat ce se întâmplă, dacă noi dorim unirea cu România, asta a fost prima lui întrebare. Pe atunci noi mai răspundeam cu jumătate de gură și el ni s-a recomandat în modul următor, zice, ia Ölin. Și eu n-am înțeles la bun început ce înseamnă aceasta ia Ölin. Era din grecii care au migrat în Uniunea Sovietică, a fost așa deci un exod al grecilor într-o anumită perioadă. Ei s-au stabilit în fosta Uniunea Sovietică și el iată că era șeful unei mine, care avea în subordinea lui 99% basarabeni, deci moldoveni. Deci era acolo șeful moldovenilor care extrageau cărbuni. Și bineînțeles că el, fiind elien, fiind grec, el se gândea la faptul și ne susținea că noi mai discutam acolo și cu colegii noștri ucraineni despre limbile noastre și sigur că el susținea în fond adevărul nostru, adevărul despre limbă și adevărul că suntem români și am mai participat cu academicianul Silviu Berenan la foarte multe întruniri în România, la Iași, în alte localități, unde el venea cu niște discursuri foarte bine articulate, foarte profunde, cu care ilustra, într-adevăr, o ținută profesională, o probitate profesională și, bineînțeles, o profunzime științifică deosebită, așa încât nu cred că exagerăm atunci când spunem că contribuția lui a fost o contribuție nu numai de valoare națională, ci și de internațională și valoare internațională. Acum, în ce privește aici, ca să nu lungesc prea mult discursul meu, Agăcean Silviu Berejan atunci când se referea la limba literară și la vorbire,
Și noi aveam atunci câteva argumente deosebite care erau imparabile. În primul rând, ne-a ajutat Iosif Vissarionovici și Stalin prin acea afirmație categorică în polemică cu Marx, când a spus că burghezia și proletariatul vorbesc aceeași limbă. Deci nu a fost o altă limbă care a vorbit burghezia și acum proletariatul vorbește cu tot o altă limbă. Deci această opinie, din păcate, l-a contaminat și pe Walter Ulbricht în Germania, care spunea că în Germania democrată se vorbește altă limbă germană, deosebită de limba lui Goethe și Schiller, proletariatul are deci o vorbire germană de acum specifică, ce se deosebește de limba literară germană. Același lucru s-a întâmplat la noi și atunci când academicianul Silviu Berejan a încercat și i-a reușit pe deplin să demonstreze că anume limba literară aici e cea care trebuie să fie norma, nu vorbirea. Și noi aveam, așa cum vă spuneam, acea argumentare a lui Stalin și pe urmă ne refeream noi, scriitorii în special, la ce spunea Gorki. Gorki spunea că limba vorbită diferă de limba literară, dar scriitorii trebuie să promoveze limba literară. Deci, în felul acesta, Silviu Berejan a demonstrat cu autoritatea lui, cu prestanța lui de academician acest adevăr că, deși putem decripta așa anumite diferențe între vorbire și limba literară, totuși limba literară e cea de care trebuie să ținem cont și care dictează adevărul despre limbă și adevărul istoric că suntem români și că vorbim românește. Vă mulțumesc pentru atenție, doresc succese simpozionul nostru. Mulțumim și noi, domnule academician Mihai Cîmpoi, ne-a evocat foarte interesant figura umană a academicianului Silviu Berejan. Așa mi-l amintesc și eu la ultima conferință la care a participat la Academia de Științe, era așa, foarte sobru, avea o anumită distincție și ți-mi amintesc privirile de pline de admirație ale colegilor, ale discipulilor lui Silviu Berejan. Aceea a fost ultima conferință, cred, în 2007. Da, împliniți 80 de ani, da, era o conferință omagială. Era o conferință organizată de Institutul de Filologie și moderată de doamna Ana Bantoș. Dragi colegi, în continuare o vom asculta pe doamna dr. Ana Vulpe, care ne va vorbi despre denumirile de profesii la feminin, tendințe actuale, foarte provocatoare și acută problemă, un subiect cu adevărat interesant. Vă rog. Onorată asistență, bună ziua! Mă bucur, mi-a spus de mult să ne vedem întruniți în cadrul acestei conferințe, in memoriam academicianul Silviu Berejan, savantul cel mai de seamă în domeniul lingvistic din Republica Moldova, așa cum l-a calificat regele lingvisticii Eugen Coșeru. Această conferință, mai bine zis, în cadrul acestei conferințe, îi aducem și conferința care se organizează bienal,
și care a fost, cum a menționat și doamna directoare Nina Porcinski, a fost inițiată de Vasile Bacnaru, când era director. Și iată că tradiția continuă, este menținută și organizată în continuare și de directoarea noastră actuală, doamna Nina Porcinski. Și prin această organizare, prin această participare la conferința In Memoriam Silviu Derejan, îi aducem recunoștința bine meritată celui care a fost, este și va fi academicianul, savantul, profesorul Silviu Derejan. Subiectul comunicării mele ține de denumirile de profesii feminine. Mă voi referi la aspectele de formare, utilizare și prezența acestora în dicționarele limbii. Ca să se mențină în calitate de instrument al gândirii și al comunicării, limba trebuie în mod inevitabil să capete diverse forme, modificându-se în timp. Iar modificările în limbă nu sunt explicabile altfel decât în raport cu societatea. Limba unui popor trebuie să se adapteze permanent la condițiile mediului sociopolitic, economic și cultural în care acesta trăiește. O limbă vie nu se află niciodată într-o stare de repaus. Influențele ei vin în continuu atât din exterior cât și din interior. E lucru cert că în ultimele 2-3 decenii limba română, în special vocabularul ei, a suferit modificări substanțiale. Rămânând aceeași, ea se schimbă inimaginabil de rapid. Și schimbările sunt posibile întrucât acestea sunt condiționate de însuși fenomenul limbii, de resursele ei potențiale, de caracterul ei variabil. Important este ca ele să nu încalce parametrii esențiali ai limbii și să nu exercite influența asupra structurii ei în sensul deformării. Și la fel de important este ca specialiștii lingviștii să cerceteze aceste procese active și să definească trăsăturile distinctive ale unei sau altei perioade istorice în evoluția limbii. Însă fenomenul inovării lingvistice evoluează în ultimul timp atât de vertiginos, încât multe dintre fenomenele mai izolate abia pot fi urmărite, unele chiar dispar nefiind investigate de specialiști. Mă refer la nivelul vocabularului în special. Referindu-ne la denumirile de profesii, ocupații, remarcăm că și acestea constituie un segment de lexic aflat în permanență schimbare, generată de factori extralingvistici. În cele ce urmează, nu ne-am propus să facem așa o analiză, o prezentare, o cercetare, o descriere detaliată a denumirilor de profesii, de ocupații, în totalitatea lor, ci să ne axăm doar pe procesul de feminizare, insistând în mod special asupra modului de formare, de percepție acestora, precum și a celui de înregistrare și descriere în sursele lexicografice. Menționez aici că nu mă interesează atât problema feminizării denumirilor de profesii și ocupații din perspectivă, mai bine zis, mă interesează aceste denumiri de profesii din perspectivă lingvistică și nu dintr-o perspectivă ideologică. Diferențierea de gen a numelor de profesii, de ocupații, constituie o temă deschisă de discuție în mai multe limbi, fiind în legătură cu o serie de factori ce țin de evoluția societății. În limba română, la această problemă s-au referit și se referă în continuare mai mulți specialiști și mai ales specialiste, aș zice, printre care Adriana Stoichețoi-Ichim, Ioana Vintilă-Rădulescu, Rodica Zafiu, în unele studii de caz în special, Cristina Călărașu, Carmen Mârzea Vasile, Manoliu Manea și alții. În română, pentru numele de funcții, demnități, meserii, mai ales dacă au un statut prestigios în societate, e un citat aici, există tendința de a prefera folosirea masculinului epicen cu interpretare neutră, generică și de multe ori și cu o nuanță valorizantă. În detrimentul femininului, pentru acestea,
din urmă, preferințele nefiindu-le deloc de neglijat, mai ales în registrul colocvial familiar. Susțin, spre exemplu, cercetătoarele Carmen Mârzea Vasile și Andreea Dinică. Iar Cristina Călărașu subliniază că absența opoziției de gen este rezultatul mentalității patriarhale din evul mediu și până în secolul al XVIII-lea, anumite funcții și ocupații sunt destinate exclusiv bărbaților, femeilor revenindu-le doar activități legate de gospodărie, de căsătorie și slujnice, pe atunci, zic. Odată cu secolul al XIX, statutul femeii cunoaște un anumit tip de emancipare, devenind și artistă, și balerină, și chitaristă, și doctoreasă, și scriitoare, și vioristă, etc. Citat din Călărașu Cristina, studii de terminologie a profesiunilor. Și cercetătoarea Roxana Joiță susține că tendința de utilizare generică sau neutră a formelor de gen masculin în locul celor de feminin e consecința percepției la nivelul românii a masculinului ca trăsătură a stilului oficial, politicos, oricare reflectare a respectului față de integritatea profesiei sau funcției în relație cu integritatea morfologică a cuvântului. În aceeași ordine de idei și bine cunoscută lingvistă Rodica Zafiu, zice că în cultura românească de azi, folosirea formei masculine pentru profesii și funcții e percepută ca o caracteristică tradițională conservatoare a stilului oficial, ceremonios sau pur și simplu politicos. Ca și cum, într-un plan simbolic, chiar dacă neconștientizat, integritatea morfologică a cuvântului ar reflecta respectul față de integritatea funcției. Continuă. Există, în schimb, numeroase excese ale obsesiei ceremonioase, să mai susține cercetătoarea Rodica Zafiu. Observ, de multă vreme, efortul inutil de a nu supune derivării și flexiunii normale termenul profesor sau profesor. Deci, domnul aici acceptă două accente. Sunt persoane care insistă să se adreseze, sau mai rău, ca alții să li se adreseze cu formula doamnă profesor sau doamnă profesor, adică accentul am zis că este variabil, dar exact cu același semn. În loc de doamnă profesoară, uneori, continuă cercetătoarea, uneori cu o inventată și artificială diferențiere între gradele didactice și nivelul formelor de învățământ. Citat încheiat. Am zis că dicționarele nu fac distinție la ce privește cuvântul profesor la accent și nici la sensul acestui cuvânt. Deci profesor este persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate care predă o materie în învățământul gimnazial sau liceal ori într-o instituție de învățământ superior. Altceva e în cazul titlului de profesor. E alt caz aici. Această tendință de masculinizare a unor profesii există, din păcate, și în situațiile în care este impusă la nivel lingvistic forma de feminin. Când zic impusă, zic că este deja înregistrată și legiferată de normele limbii. Deci, doamnă director, doamnă senator, în loc de doamnă directoare sau doamnă senator, pentru că ambele sunt legiferate, sunt în dicționare. Ei bine, deocamdată utilizarea unei forme în detrimentul alteia, exprimarea într-un fel sau altul, ar ține și de preferința fiecăruia. Dacă cineva dorește sau nu dorește să îi se adreseze cu versiunea feminină a profesiei sau a funcției, nu există motive pentru a nu le fi respectate dorințele individuale. Deși, în opinia reprezentanților din Parlamentul European, de aici rezultă o atitudine așa, oricum, depreciativă în ceea ce privește femeile considerate nepotrivite pentru exercitarea unor profesii sau funcții. Cu regret, de câte ori e vorba de o funcție prestigioasă, folosim masculinul, susține și profesoara universitară din România, Mihaela Miroiu, într-un articol în care se referă la formele doctor, doctoră și doctoriță, și care speră că încet, încet se va transforma și realitatea. Majoritatea limbilor cu gen gramatical și-au dezvoltat propriile strategii de evitare a utilizării generice și neutre a genului masculin. În acest fel s-a ajuns în limbi care permit morfologic diferențierea masculin-feminin la acceptarea unor forme de tipul
în franceză zic profesor, autor, la ministru, în franceză. Ori în engleză, la evitarea compusilor cu mână, chiar și engleză, care nu are diferențierea aceasta de gen. Deci substituie cuvintele cu mână cu cele de person, neadmițindu-se ca dat faptul că forma de masculin e cea generică, nemarcată în sistemul lingvistic. În această ordine de idei, foarte clar se pronunță lingvista franceză Hélène Vienot în lucrarea Le langage inclusiv, Pourquoi comment? Ea zice că în limba franceză, în limba latină și în toate limbile romanice, se obișnuiește să vorbești despre femei la feminin. Menționăm chiar că în această ordine de idei că în 2019 în limba franceză feminizarea a fost impusă chiar prin normă. După cum se remarcă în dicționar de științe ale limbii, formal și semantic, lexicul profesional constituie o subclasă eterogenă a numelor comuni românești, iar genul numelor de profesii și meserii corespunde în general genului natural. Din perspectivă tipologică, se menționează în continuare în dicționarea de științe ale limbii, spre deosebire de alte limbi romanice, româna a dezvoltat pentru a crea forme distincte pentru masculin și feminin noțiune. Deci un procedeu de formare foarte simplu a substantivelor animate feminine de la cele masculine sau acelor, și invers este situația, acelor masculine de la feminine. Mai rare, dar sunt și cazuri și aici. În cazul ăsta, de acum, prin derivare regresivă. E adevărat că în absența unui sufix emoțional, neutru, stilistic, forma corespunzătoare, genului feminin, fiecare o conotație peiorativă și apare doar în limbajul colocvial, să zicem, doctoriță, decăniță, care ambele sunt în dicționare înregistrate, fie că exprimă nu o poziție de sex, ci se referă la soția celui care are o anumită profesie sau funcție. Să zicem, eu vă zic acum de ce este în dicționar înregistrat. Generaleasă, căpitaneasă, preoteasă. Deci aici ne duce cu gândul și așa este de fapt și sensul cuvintelor, ca soție a persoanelor care au această profesie sau funcție. Deși remarcă nu în toate cazurile. Avem o serie de astfel de forme feminine care absolut nu ne sugerează această peorativitate. A se compara cu sufixuliță. Avem actriță, avem chelneriță, avem pictoriță, avem primăriță, avem poștăriță, avem ciobăniță. Ne gândim oare la sensul devalorizant sau sensul peorativ? Nu. Ele deja au intrat în limbă și sunt foarte obișnuite și le folosim fără niciun fel de gen. Sau mai nou chiar sunt care apar cu acest iță, care deocamdată încă nu sunt în dicționare pentru că sunt noi. Ca barmeniță, picoliță, avem rochereță, avem blogheriță, deci sunt noi acum care tineretul le folosește și trebuie văzut ce de făcut și cu acestea. Sau sunt cu sufixul iasă, care la fel nu ne duce cu gândul la soția persoanei de genul masculin, să zicem bucătăreasă, brutăreasă, spălătoreasă, croitoreasă, dantelareasă. Până la urmă, e vorba, zic eu, de frecvența utilizării acestor. Ele fiind foarte utilizate, deci noi nu le mai percepem ca având vreo doză de peiorativism. În acest sens, menționăm că cele mai neutre sub aspect stilistic sunt, de fapt, formele cu morfemul ă. Deci, ca să nu cădem, să nu avem această doză de... să ne gândim la doza de peiorativism sau să ne gândim la doza de faptul că ar fi soțiile unor persoane de genul masculin. Deci, avem formele de feminin cu morfemul ă. Acestea fiind destul de multe înregistrate și în dicționare. Astfel, în dicționarul Îndouăm, 2, și în alte dicționare, sunt legiferate în limba română literară forme de feminin, nume de ocupații, funcții precum președintă, avocată, politiciană, deputată, abatesă, deci călugărița care conduce o abație. Avem astronaută, avem grefieră, avem procuristă, avem cantonieră, dirigintă, modelieră, ingineră, arhitectă, consilieră, secretară, modelieră, masterandă, doctorandă, ghidă, internaută mai nou și multe altele. Despre unele dintre aceste forme vorbeam ca academiciană Nicolae Corlateanu, încă prin anii 80 ai secolului trecut. Astfel, amintind despre faptul că în limbă se observă un proces de activizare privind formarea substantivelor feminine de la masculinii respective,
Savantul aducea de exemplu următoarele forme de feminin întrebuințate pe atunci încă, în mod curent. Arhitectă, ingineră, avocată, președintă, deputată, autoare, sau cu totul mai noi pe atunci, programistă, de fapt astăzi este programatoare, legiferată și nu programistă, informaticiană, sau prin analogie, continuă academicianul Nicolae Corlateanu, prin analogie cu morăriță, cu crâșmăriță, au apărut șoferiță, mineriță, sudoriță. Fac o remarcă și zic aici că astăzi unele dicționare dau și chiar cuvântul șoferă. Zic că acest morfemă sunt mai neutri din punct de vedere stilistic. Sau minieră. Nicolae Corlateanu menționează și faptul că în limbă cuvinte ca zidăreasă, doctoriță, doctoreasă sau doctoreasă nu mai au ca în trecut doar sensul de soția zidarului, soția doctorului, ci întrucât femeile îndeplinesc cele mai diferite profesii, zidăreasă este femeia zidar, iar doctorița, doctoreasă este femeia doctor. Citat încheiat. M-aș referi aici și la dicționarul volumul 2, așa numitul dicționar explicativ al limbii moldovenești pe atunci, editat, realizat sub egida savantului notoriu lexicograf, lexicolog inclusiv, Silviu Berejan, în care, răsfoind acest dicționar, am găsit o serie de astfel de cuvinte, de substantive feminine și care nu sunt înglobate nici chiar în articol lexicografic care ține de genul masculin. Să zicem la pedagog să fie pedagogă formă, să zicem. Dar sunt date chiar aparte în articol, adică s-a ținut cont foarte mult de prezentarea ontologică a materialului faptic lingvistic. Și acolo am găsit și pediatră, și parfumieră, și pastelistă, și pedagogă, și șoferiță. Adică, de pe atunci erau indicate ca normă aceste cuvinte, aceste forme de feminin. În această ordine de idei îmi permit să consider că este la fel de corect, sau ar fi la fel de corect, fiind în firea limbii, să formăm prin analogie și să utilizăm și alte nume de ocupații, funcții, care deocamdată nu le înregistrează dicționare. Ca, mă gândesc eu aici, am putea să formăm și să utilizăm, să zicem, cuvintele decană, de ce nu? Sau prefectă, de ce nu? Sau chiar rectoră, care are cel puțin, să zicem, primară, deși primară are în dicționară legiferată forma primăriță. Dar iată, această primăriță parcă, într-adevăr, ne duce cu gândul întâi și întâi la soția primarului. Și de aceea, cred că primară ar fi mai adecvat. Sau notară. De fapt, dicționarele existente până acum indică forma notăriță. Dar iată că nu prea a prins acest notăriță. Iată, notară are o formă mai neutră decât notăriță, care parcă ne-ar duce cu gândul la soția notarului. Sau procuroră, de ce nu? Aceiași ministri de care discuții multe s-au purtat în jurul acestui cuvânt. Sau consulă, sau pilotă, sau manageră, sau finanțistă, sau europarlamentară. Chiar dacă, mă rog, ne provoacă uneori un disconfort așa eufonic, dar mai mă gândesc eu că din cauza rarei utilizări a acestor cuvinte. Personal, mi s-ar părea că ne-ar crea mai mult, să zicem, un disconfort sau ar fi o problemă de limbă sau chiar se creează situații hilare, mă gândesc eu, atunci când zicem lingvistul Mioara Avram. Nu e bine. Sau judecătorul Ilia Moraru, sau jurnalistul Mariana Rață, sau cosmonautul Valentina Tereșcova, sau academicianul Eva Gudumac, sau un alt reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini. Deci dacă folosim masculinii, iarăși, eufonic mă deranjează lucrul ăsta. Adică, clișeul acesta că uzul determină sau impune norma, aici nu prea se potrivește. În acest sens, amintesc de una dintre concluziile la care au ajuns autoarele unui studiu din România, deci e vorba de studiul percepția vorbitorilor asupra acesta luat în paranteză, feminizării numelor de funcții de demnități și meserii în limba română actuală, realizat în baza unui chestionar. Deci au făcut un chestionar în care s-au dat sintagme, deci doamnă profesor sau doamnă profesoară, doamnă procuror sau doamnă procuror, așa mai departe. Și s-au dat niște tabele așa,
cu grade, gradul 1, 2, 3, 4, adică după nivelul de acceptabilitate, să zic așa. Și iată la ce, acolo, da, m-am uitat în chestionarul acela, sigur că încă deocamdată cam sunt, unele sunt la jumătate de procent, adică 50 folosesc doamnă profesoară și 50 folosesc doamnă profesor, să zicem, sau... unele sunt, au mai puțin procentaj, că și acolo există rezistența aceasta încă de folosirea. Și iată care este concluzia acestui chestionar. Pornind de la datele prezentate, se mai observă că formele de feminin care nu sunt înregistrate în DOOM, deci e vorba de ministră, de prim-ministră, de comisară, de primară, de doctoră, de notară, nu sunt total respinse printre vorbitori. Nici chiar când există o formă de feminin mai veche, fixată deja ca notăriță, doctoriță, primăriță. Deci, iată, notară, primară, doctoră, au prioritate față de acestea care deja sunt înregistrate în dicționar. O altă concluzie, destul de plauzibilă după mine, la care ajung autoarele acestui chestionar, aceste investigații, ar fi următoarea. Având în vedere că formarea femininului de la masculin este un proces firesc, în spiritul limbii române, direcția prin care s-ar putea impune formele de feminin va fi cea de la normă spre uz și nu invers. Deci aici e cazul invers. Deci norma ar trebui să determine aici uzul, așa cum se întâmplă decât în cazul altor variante normate. În acest sens, unul dintre subiecți, deci din chestionarul acela, a notat la comentarii. Spunea că dacă copiii de azi vor crește auzind aceste denumiri de feminin, pentru adulții de mâine ele vor fi absolut normale. În acest sens, considerăm că e necesară o normă lingvistică accesibilă și detaliată, lucru care nu este atât de simplu de realizat, chiar dacă termenul normare în domeniul lexical are o accepție așa mai largă, mai laxă față de cel din domeniul morfologic, ortografic și ortoiepic. Oricum, credem că va veni timpul, probabil când și uzul va impune norma în această privință, înlăturând reticențele unor vorbitori. Pe de altă parte, remarcăm că sunt o serie de nume de ocupații, fie și cu forme doar de masculin, ce țin de domenii foarte înguste și acestea nici nu au cum să intre în uzul general. Noi nu le cunoaștem, nu, mulți nu le cunosc, dar ele sunt în domenii exitoriale foarte înguste. Să zicem, zincograf, zincograful, ambele sunt în dicționar. Stivoitor, stivoitoare, puitor, puitoare, vatman, vatmăniță, manipulant, manipulantă, degresor, degresoare, arimor, puitor, puitoare și multe alte, deci care sunt departe de a intra în uzul general, pentru că țin de domenii foarte înguste. Actualmente, realitatea pieței muncii, în care femeile și bărbații nu mai au ocupații diferite, generează o serie de inovații lingvistice, întrucât limba, în special vocabularul, nu numai că reflectă realitatea, ci și o modelează. Astfel, în afara cadrului lexicografic, care se actualizează greu, de ce? Pentru că un dicționar nu se face într-o lună și nici într-o jumătate de an, și cam o dată la câțiva ani, în presă, în discursul public, apar din ce în ce mai multe forme de feminine ale profesiilor, care, oficial încă, sunt masculine. S-a observat că aceste feminine se formează cel mai des cu sufixul emoțional, care am zis eu că are o valoare mai mult neutră. Deci, se atestă arbitră, bancheră, cameramană, chiar ministră și altele. Remarcăm aici că afixul lexicogramatical ă se atașează fără dificultate și masculinilor epicene recente în limbă. Deci preferința pentru acest sufix vine din valoarea lui neutră, remarc încă o dată, și din regularitatea cu care se poate atașa masculinilor cu radical în consoană. Deci după analogie cu adjectivele de tipul acesta. Să zicem, avem și foarte des frecvent utilizat designer, hairstylist. Apropo, hairstylist nu este în dicționar, dar arată stilistă, deja cu sensul de creator de modă, are și, forma feminină în dicționar, stilistă. Se constată că vechile sufixe de feminin, iță și iasă, pierd din teren, devin mai puțin productive și încep să fie evitate din cauza conotațiilor pirative sau diminutivale pe care le sugerează. Am vorbit mai sus despre lucrul ăsta. Deci, iată, doctoriță, decăniță, primăriță, care sunt notăriță, care sunt în dicționar, deci ele pierd un pic din teren pentru că, zic, ne sugerează această conotație parcă puțin pirativă sau devalorizantă, să zic așa. Astfel de feminine sunt percepute ca aparținând mai mult registrului familiar.
Cu toate acestea, se atestă în uz nume de femininii de profeții cuiță, inclusiv dintre cele mai noi. Adică avem chiar și formații noi cu acestiță, care zic că pierde din teren. Prin anunțuri, să zicem, găsim, angajăm frizerița, angajăm barmănița, angajăm picolițe, angajăm ospătărițe și altele. De asemenea, apar formații noi inedite și cu sufixul iță. Da, chiar recente. Am găsit pop pancheriță, adică un gen de muzică acolo, sau trend de seteriță. Un sufix moțional cu productivitate slabă în română, în română actuală, este cuieză. De fapt, a fost și mai înainte un sufix așa foarte slab utilizat. În dicționarul de terminologie a profesiunilor actuale sunt atestate doar câteva substantive feminine formate cu acest sufix. Avem brodeză, avem coafeză, maseuză. Deci poate încă vreo două. În susținerea ideii că morfemul ă este destul de productiv și preferat în formarea numelor de ocupații feminine, menționăm că și forma redactoră neînregistrată în două este la fel de frecventă ca și cea de redactoare sau chiar mai frecventă. La fel și forma notară se utilizează mai des decât notăriță sau forma casieră mai des decât casieriță, am zis, tocmai în virtutea faptului că acest morfem ă are valoare neutră. Situații similare am constatat consultând inventarul de cuvinte și sensuri noi atestate în mass media online elaborat de Academia Română București 2020, deci foarte recent, a apărut anul trecut, unde am identificat destul de multe nume de ocupații noi intrate recent în limbă, având ambele forme, și forma de feminin și forma de masculin. Și forma de feminin creată cel mai des, anume cu morfemul ă. Am găsit galeristă, deci femeie care are în grijă o galerie, care e observatoare, un fel. Sau gameristă, foarte nou, persoană, gamerist, persoană care joacă foarte mult la calculator, de la cuvântul game, adică Dumnezeu sau game. Astfel, dinamica limbii române contemporane, mai ales la nivelul uzului, în presă, pe internet și în rândul generațiilor tinere, pune în discuție perceperea și recomandarea masculinului generic ca fiind mai oficial, mai politicos, mai prestigios. Sigur, urmărind atent prezentarea denumirilor de ocupații, funcții la feminin în dicționarele mai mari, observăm și am observat inconsecvențe. Spre exemplu, în DEX 2009 găsim decană, dar nu este prodecană. Este redactoare, dar nu este tehnoredactoare, să zicem. Adică cuvintele de bază au forme de feminin, dar pe când cele formate prin compunere, cu prefixoide, nu au. Dar nu e vorba aici pur și simplu că mă gândesc că aici vorba e de faptul că nu s-a urmărit consecvent. Ori aici vorbesc și autocritic, lexicograf și eu, și îmi dau seama că, mai ales într-o lucrare de proporții, o lucrare elaborată în echipă, este foarte greu de omogenizat și de unificat la maximum materialul lexicografic. Ori vorba ilustrului savant, lingvist, inclusiv lexicograf, notoriu, Silviu Berejan, în memoria căreia se organizează aceste conferințe bienale, care zicea că alcătuitorii de dicționare sunt adevărați sclavi ai materialului de limbă. Și în loc de concluzie, menționăm că folosirea cu precădere a denumirilor de ocupații, profesii, funcții la masculin denotă o inflexibilitate sociolingvistică și nu mai reprezintă o practică absolută. Din punct de vedere lexical, morfologic, feminizarea în limba română e un fenomen absolut firesc, căci avem resursele și mijloacele necesare. Avem o limbă ce ne oferă o mare libertate în crearea de noi cuvinte. Și acest proces nu trebuie să ne îngrijoreze, întrucât sistemul limbii, structura, nu suferă modificări esențiale. Limba ia doar o altă încățișare. Ori o limbă vie nu se află niciodată într-o stare de repaus. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, doamnei doctor Ana Vulpe. Este un subiect foarte sensibil și
nou și care suscită multe semne de întrebare, multe discuții, multe dezbateri. De aceea, dragi colegi, noi mai avem 30 de minute la dispoziție. Vă rog să adresați întrebări, dacă aveți aceste întrebări, nedumeriri, comentarii, implicați-vă, pentru că este un subiect filologic, este un subiect acut, este un subiect pe marginea căruia este bine să ne expunem. Noi suntem întrebați ce opinie avem în raport cu feminizarea profesiilor, cu utilizarea la feminină a multor cuvinte pe care ne este greu să le pronunțăm, în primul rând, dintr-un impediment psihologic, să zic așa. Mie mi-este greu să zic că sunt filologă, când m-am obișnuit de atâția ani să zic. Da. Da, e o chestie de obișnuință, e o chestie mai... mai delicată, așa. Dar odată ce dicționarul ne oferă ambele forme, de masculin și feminin, putem decide noi, utilizatorii, vorbitorii, pe care formă o acceptăm, pe care care ne identificăm. Nu-i așa? Important să fie corect din punct de vedere științific. Important ca aceste forme de feminin să fie atestate de dicționar. Și încet, încet, aceste forme de feminin se vor impune, vor intra în uz și... Întrebări, propuneri, obiecții, îndrăzniți. Dragi colegi, dacă nu doriți să interveniți, luăm o pauză până la prelegerile publice. Revenim la conferința noastră. Suntem în partea a doua a conferinței. Urmează prelegeri publice, două prelegeri publice, invitații Institutului de Filologie Română Bogdan Petrucecu HDU. Sunt domnul doctor profesor universitar Felix Nicolau și domnul doctor profesor universitar Marian Gheorghe Simeon. Vom discuta în cele ce urmează cu domnul Felix Nicolau. Mă bucur să-l revăd, mă bucur să-l salut. Domnul Felix Nicolau nu este un nume necunoscut pentru dumneavoastră, dragi colegi. Vă amintiți, în 2009 sau 10 a venit aici la Chișinău la o conferință internațională la filologia modernă, realizări și perspective în context european. Și am avut o discuție foarte frumoasă aici la institut și am mers și la Uniunea Scriitorilor, a fost și o întâlnire cu scriitorii și la Radio Chișinău, o întâlnire cu Dumitru Crudu, deci au fost mai multe activități frumoase și îl mai așteptăm aici pe colegul și prietenul nostru, Felix Nicolau, la Chișinău. Cred că ați remarcat că a publicat și în revista Metaliteratură, a făcut parte din consiliul redacțional al revistei, atât timp cât a fost vie revista, și mizăm și în continuare pe colaborări cu domnia sa. Domnul Felix Nicolau este scriitor, este critic literar, poet, prozator, profesor universitar, predă de mai mulți ani în mari universități ale lumii, în Suedia, acum în Spania. Este un poliglot, scrie cărți în limba română și în engleză, scrie
cărți de interpretare culturală literară și de teoria comunicării și cărți de poezie, de proză, de critică literară, așa cum vă spuneam. Când eu abia dibuiam alfabetul critic, cărțile lui Felix Nicolau erau pentru mine un model, erau pentru mine un, așa, un fel de Biblie. Cred că am învățat multe din cronicile lui Felix și țin să-i mulțumesc astăzi pentru școala de critică Felix Nicolau. Am fost cucerită de umor, de ironie, de subtilitățile limbajului, de modul foarte pertinent de analiză a literaturii. Încă o dată, bună ziua și bucuroasă de revedere, domnule Felix Nicolau, dragă Felix! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sunt onorat să particip din nou la această minunată conferință. Îi mulțumesc doamnei director și așa cum au subliniat și distinșii mei antevorbitori, se pare că în Republica Moldova, în unele aspecte, limba română este mai evoluată decât în România, pentru că în Republica Moldova poți să spui și onorat de invitație distinsă doamnă directoare. În România mai greu, există niște paliere și iată că s-a prăbușit acel mit care susținea că nu, limba în România ar fi cu câțiva pași înainte față de limba din Republica Moldova. De altfel și eu am scris acum 2 ani un articol în care am comparat situația lexicului, să spunem, profesional în România cu situația din Republica Moldova. Da. Am publicat chiar într-o revistă din Suedia. Așa cum spuneam, doamna director este prea generoasă. Dumneaei a crescut, evoluat, senzațional. Cred că și-a depășit de mult magiștrii. Și asta ne bucură foarte mult și încă o dată felicitări pentru prodigioasă activitate și pentru tot ce reușiți să întreprindeți și pentru deschiderea culturală în primul rând. Mulțumesc tare mult. Apropo de formele la feminin și de îndrăznelile noastre la acest subiect, îmi amintesc fraza cu care încheiai, dragă Felix, o cronică la cartea mea, pe când și criticul literar la feminin. Era o întrebare retorică. Se pare că suntem foarte, foarte aproape. Da, și mă bucur foarte tare că standardul acestei deschideri este înălțat, să spunem, în Republica Moldova. La noi, în România, fiind mult mai rigidă abordarea. Așa, se intră mai greu în uz. E o chestie și psihologică la mijloc. Și eu mă gândesc acum, cum ar fi să mă autoprezint? Sunt doamna critică literară? Sau... Bun, la început totul sună straniu puțin, dar da. Nu este de fapt decât un aspect de obișnuință, de educație a urechii interne și externe. Atâta tot. Așa este. Nu mai există nicio problemă. Așa cum spunea și Eugen Coșeriu, la un moment dat schimbarea începe de la un individ. După care începe să se răspândească. Nu se știe unde ajungem. Noi, adică lingviștii luptă, dar așa cum știm, tot în general uzul va câștiga, așa cum s-a întâmplat și în latina vulgară, care în cele din urmă a cam biruit latina clasică.
Da. Încet intră în uz doamna președintă, doamna directoare și pas cu pas, step by step, cum se zice dincolo, vor intra și celelalte cuvinte. Bun, avem libera alegere. Mă pot numi filologă sau mă pot numi filolog. Și nu greșesc nici așa, nici așa. Dar e bine că dicționarul îmi oferă ambele variante. Dicționarul, până la urmă, la fel știm cum se spune că dicționarul nou apărut este cam cu 25 de ani în urma limbii actuale, dat fiind că s-a lucrat atâta timp la elaborarea lui. Așa că dicționarul uneori reușește să obțină o rezistență, să mențină o rezistență, alteori se deschide, n-are încotro. Așa că vom vedea cum evoluează lucrurile. Dar, iată, ca să facem o introducere, după excelentele prezentări ale colegilor noștri care au susținut prelegerea anterior, iată, în Spania este o mare deschidere la acest lexic cu acceptare a feminității, să spunem așa. Inclusiv și pentru un bebe, da? Pentru un copilaș. Iată, noi avem în limba română bebe, ceea ce nu împiedică pe spaniol să facă distinția de gen inclusiv la un sugar. Da. Așa că de aceea spuneam, este totul până la urmă o problemă de obișnuință și nu cred că violentăm cu ceva calitatea limbii. Așa este, da. Ne obișnuim încet. Dragă Felix, dacă suntem prieteni vechi și, iată, îmi permit să utilizez această formulă mai caldă. Noi aici suntem conectați cercetătorii de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petru Cei cu HD-ul. Suntem foarte curioși de ce se întâmplă în lume, de ce se întâmplă în mediul academic, în mediul universitar din lume, din marele orașe, din alte țări. Anul trecut, să știi că a demarat la institutul nostru un proiect nou, se numește Diaspora Filologică. Am încercat să îndreptăm răul, să mutăm răul spre bine, cum ar veni. Pandemia nu ne-a lăsat să ne întâlnim, nu ne-a lăsat să organizăm întâlniri pe viu așa cum eram obișnuiți și așa cum ar fi foarte frumos, dar ne-a dat posibilitatea de a ne întâlni, adică nu ne-a dat posibilitatea, noi am găsit-o, noi am căutat alte soluții și platformele online ne-au dat posibilitatea să ne întâlnim așa, virtual, dar să ne vedem, să ne auzim și să avem discuții, dezbateri interesante cu colegii noștri din alte spații academice. Și anul trecut am avut niște invitații aleși pe sprânceană, pe doamna Georgeta Cislaru, din Paris, doamna Alina Tofan, care reprezenta Universitatea din Leipzig, doamna Eugenia Bojoga, nepoata marelui lingvist Eugeniu Coșeriu, doamna se afla în acel moment la Roma, și doamna Luminița Bușcăneanu din Elveția. Și am discutat despre cum se predă, cum se vorbește limba română în universitățile la care muncesc doamnele cu care colaborează. Și pentru noi aceste discuții au fost foarte utile, foarte interesante. Anul acesta, în cadrul conferinței internaționale Filologia Modernă, Realizări și Perspective în Context European, genericul a fost Eugeniu Coșeriu, In Memoriam, limbajul ca sumă de valori. Am avut un atelier deosebit, un atelier care m-a bucurat foarte mult, organizat în colaborare cu Institutul Limbii Române de la București și prietena noastră comună, Lia Faur, l-a moderat împreună cu mine și am povestit împreună cu Lia Faur, cu
să nu-mi scape, că sunt multe, multe nume și colegi și, și prieteni de-ai noștri din România, dar care au plecat în lume și predau limba română în marile universități din, din lume. Și ne-au povestit cum se predă limba română la Universitatea din Tunisia, în Canada, în Polonia, în Azerbaijan. Multe intervenții au fost, toate foarte, foarte utile pentru noi, foarte interesante. Din păcate, s-a întâmplat la un moment dat să se conecteze și niște intruși care au încercat să bulverseze situația și să transforme într-un circ discuția noastră. Așa se întâmplă când facem link-urile publice. Acum am fost mai prudenți și am restrâns cadrul și au putut să se conecteze doar colegii și prietenii cu adevărat interesați de subiectele noastre. Și iată că suntem curioși să te ascultăm și despre, să aflăm și despre sistemul universitar suedez și spaniol. Oare cum se predă în universitățile de acolo? Că tot ce am văzut, am văzut doar pe pagina de pe Facebook și suntem curioși să aflăm mai multe, direct de la sursă. Da, așa cum am convenit cu tine, Nina, vom face mai mult o discuție, pentru că era oarecum fastidios, adică eu puteam să prezint detaliat sistemul de predare din Suedia, dar ținând cont că la Madrid am ajuns de puțin timp, am spus că va fi mai viu să abordăm problema în felul acesta. Da, o să încep puțin cu Suedia, unde, mă rog, sosirea acestei pandemii nu a afectat studiile românești, pentru că studiile românești au fost studii pilot în facultatea de litere și teologie, cum este la Universitatea din Lund, întrucât aproximativ acum 25 de ani, profesoara care era titular atunci a inițiat aceste studii online. Și trebuie să avem mereu în vedere că există o distinție, o diferență între învățământul la distanță și educația, predarea online. Învățământul la distanță se practică de foarte mult timp, de mai mult de 100 de ani, putând să le trimiți nu numai studenților, ci și elevilor materiale prin poștă și așa mai departe. Or, acest învățământ online, care s-a dezvoltat, cum am spus, la programul de limba română în Suedia prima oară, implica întrebuințarea unor platforme de predare. Aș vrea să menționez aici că aceste studii de limba română la Universitatea din Lund au fost inaugurate acum 75 de ani aproximativ de lingvistul Alf Lombard. Alf Lombard, cel care știm, a fost în corespondență inclusiv cu mari lingviști români, și când zic români, includ normal și Republica Moldova. Un lingvist care a și combătut agresiunea comunistă în România și tot ce s-a întâmplat la momentul respectiv, și o doctorandă a lui, se pare că ultima doctorandă, doamna Coralia Ditval, a inaugurat aceste studii. Și, așa cum am spus, s-a început predarea pe o platformă numită LUVIT, o platformă care era destul de rigidă, să zicem așa, în termen de accesibilitate, dar avea totuși această posibilitate de a construi module și submodule foarte ușor. Adică profesorul care preda avea o mare libertate să își edifice propria structură de predare foarte, foarte rapid și lejer. Eu când am ajuns acolo, s-a mai predat un an de zile folosind această platformă, după care
s-a trecut la o nouă platformă, Live at Lund. De altfel, în Scandinavia există un mare entuziasm pentru tehnologie și atunci ei schimbă aceste platforme destul de rapid. Ce să zic, când am plecat din Suedia acum, mi-e destul de greu să deschid ușile, pentru că acolo totul se deschidea cu card și toate ușile se deschideau automat, nu trebuia să tragi de ele. La început mi-a fost greu acolo pentru că trăgeam de uși, acum când am venit dincoace, aștept să mi se deschidă ușile automat, ceea ce nu se mai întâmplă. Deci, așa cum am spus, suedezii, dar și scandinavi în general, au acest hiperentuziasm tehnologic și atunci au schimbat platformele. A doua platformă a fost Live at Lund, o platformă care era mai modernă, în sensul că puteai să variezi foarte ușor materialul pe platformă, dar încă avea o rigiditate specifică, pentru că, de exemplu, studenții nu puteau descărca în computerul, adică nu puteau vizualiza materialele de pe platformă fără să le descarce întâi în propriul computer. Și asta era totuși o dificultate, nu? Pentru că de ce este posibil acest lucru în Suedia, această predare online? Pentru că, dincolo de faptul că, să zicem, iau luăm ca exemplu studiile de românistică, se poate înscrie oricine de la orice universitate din Suedia, în Suedia existând un sistem centralizat al studenților, să spunem, și atunci ei orice studiu ar urma se centralizează pe platforma națională și ei își acumulează creditele. Adică un asistent medical poate foarte bine să urmeze, nu știu, un an, doi, trei, patru de limba și cultura română și el acumulează creditele respective și se însumează la final. Da? Acesta este avantajul. Și atunci automat, vă dați seama că și numărul de studenți era mai mare, dar avantajul principal al acestor studii online a fost că eu puteam să am și am avut studenți din toată lumea. Adică erau cetățeni suedezi, spun cetățeni pentru că mulți nu erau suedezi, dar erau cetățeni suedezi răspândiți pe tot mapa mondului. Și ei se înscriau lejer la aceste studii și participau. Erau la, nu știu, în insulele Baleare, oriunde, și participau la aceste studii. Da? Ca să nu mai spun că în Suedia există această deja tradiție a implicării bărbaților în creșterea copiilor. De fapt, în Suedia cam doamnele sunt la putere și de multe ori sunt mai bine plătite, au un acces super facilitat pe piața muncii și atunci este convenabil pentru familie să-și ia bărbatul mai mult concediu de creșterea copilului, să spunem. Și atunci, iată, aveam și acești părinți care, în timp ce nu aveau grijă de copilași, participau la cursuri. La fel, am avut studenți care, normal, lucrau și intrau la cursuri sau la examene din tren, da, din autobuz și așa mai departe. Toate lucrurile astea, de aceea spuneam că, din acest punct de vedere, eu nu am simțit această tevatură pandemică. Adică lumea a putut să participe normal. E adevărat că a fost un moment mai greu cu participarea la tutoraj, să spunem, da? Când aveai. Dar nu a fost interzis. Nu a fost interzis. În Suedia nici atunci, nici acum nu s-au purtat măști. Nu au fost interdicții majorii, necum să vorbim despre lockdown. Și atunci cine avea curajul putea veni și ne întâlneam foarte bine în facultate și puteam să ne sfătuim, să discutăm probleme filologice și așa mai departe. După această a doua platformă s-a intrat pe o nouă platformă care se numește Canvas și această Canvas are ca marcă faptul că există un compartiment al platformei care se numește Studio, unde
atât profesorul, dar și studenții au posibilitatea de a edita video și audio. Vă dați seama ce instrument colosal este acesta pentru a stimula interesul de cercetare în momentul în care eu pot să, nu, să spunem, să le trimit un video studenților, iar ei, ca temă, să spunem, să poată să editeze, da, subtitrarea, să poată lucra la traducere, da, să poată inclusiv reliefa anumite caracteristici ale unor forme lexicale și verbale. Da? Deci această interactivitate era foarte puternică. Și aș mai sublinia, pe lângă ceea ce se numește e-learning, aș sublinia că exista și posibilitatea de m-learning, adică m-learning. M-learning însemna propriu-zis mobile learning. Lucrul acesta însemnând ce? Faptul că pe telefonul mobil platformele de predare erau reflectate de o aplicație și la fel studenții, dar și profesorul aveau acces în timp util la tot ce se întâmpla pe platformă. Da? Deci oricând cu telefonul mobil puteai intra și puteai participa la discuții, puteai viziona, citi materiale, puteai pune întrebări. Există și un forum normal și atunci activitatea era foarte vie. Bun, am auzit în ultimii ani foarte multe discuții referitoare la ceea ce se pierde prin învățământul online. Bineînțeles că ceva se pierde și ceva se câștigă, așa cum și în învățământul din fizic, presențial, cum se spune în Spania, ceva se câștigă și altceva se pierde. Dar aici o să aduc aminte niște lucruri. Discuțiile academice despre învățământul online au început în anii 80, când tehnologia nu era atât de dezvoltată. Deja în anii 90 apar studii punctuale cu aplicate pe tehnologie, ceea ce se poate face și așa mai departe. Iată, suntem la 30 de ani de atunci și nu, cum se, chiar dacă nu ne place tehnologia, aici a ajuns umanitatea. Nu, va fi foarte greu, doar dacă ni se ia curentul, să facem abstracție de ceea ce se întâmplă. Și aș mai aminti faptul că în Viața ca o prată, romanul quasi autobiografic al lui Marin Preda, Marin Preda își povestește experiențele lui de învățăcel pe la diverse școli și la un moment dat ajunge în Abrud, urmează acolo o școală și ce spune el? Spune că el era foarte interesat de matematică și de istorie. Și exact la aceste discipline avea notele cele mai mici. De ce? Pentru că profesorii respectivi, spune el, erau prea îndrăgostiți de materia pe care o predau. Și atunci, una la mână, nu mai erau centrați pe elev, pentru că ei, propriu-zis, erau într-o continuă efervescență, așa, și doi la mână devalorizau elevul. Adică le spuneau mereu elevilor, a, păi voi niciodată nu o să ajungeți nici la genunchiul maestrului cutare și maestrului cutare. Deci, aceasta înseamnă un lucru, că nu neapărat prezența fizică în clasă asigură succesul educației, ci mai degrabă educarea anumitor calități. Bun, când o să mai revenim puțin așa, nu o să fiu foarte lung, ulterior am plecat din Suedia, am venit la Universitatea Complutense din Madrid, care este la rândul ei un colos. Sunt 90.000 de studenți, un campus uriaș și nu este doar, nu este singura universitate din Madrid. Aici aș spune că învățământul este mult mai axat pe prezență fizică, dar în același timp se practică foarte mult
această, nu știu, învățare continuă, în sensul că profesorii au mereu tutoraj, activitate de tutoraj cu studenții, au mereu discuții extra curs cu studentul pe care îl îndrumă. Condițiile sunt la fel foarte bune, aș spune. Adică, normal, profesorii au birourile lor, bine, în care stau 2-3, să spunem, dar există aceste lucruri. Iată, la multe universități românești nu este posibil lucrul acesta. Dar în același timp, profesorului rămâne timp de studiu, adică nu este, să spunem, blocat în foarte multe ședințe. Iar, la fel, studenții au la dispoziție acest sistem de biblioteci, cum era și în Suedia și cum este în multe părți, acest sistem de biblioteci național care te ajută foarte rapid să găsești un material, să îl poți comanda, să îl rezervi de la anumite biblioteci din altă parte a țării și să poată fi adus la biblioteca ta studențească pentru a avea acces la el. În Suedia era inclusiv posibil prin baza parteneriatelor să împrumuți cărți din alte centre universitare și din alte țări. La fel, tocmai pentru a menține oameni în facultate, pentru a-i ține locului, ca să spunem așa, există un sistem foarte bine pus la punct de cantine, să spunem, de cafenele, astfel încât lumea nu trebuie să plece nu știu unde și să facă acest lucru. Deci se poate permanecer, este în spaniolă, se poate rămâne la fața locului pentru a studia. Nina, dragă, poate, nu știu, poate mai ai întrebări, ca să nu țin un monolog aici, poate mai există întrebări. Eu sunt foarte curioasă, dragă Felix, mulțumesc pentru aceste precizări. Chiar mă interesa pe ce platforme se lucrează, cum se conectează, cum interacționează profesorii cu studenții. Se pare că profesorii au, cum ai spus, mai mult timp pentru a se pregăti, sunt mai puțin copleșiți de ore, de cursuri, da? Au biroul lor, sunt privilegiați. Dar vorbește într-un loc despre studenți. Acest proiect al Institutului Limbii Române a București deleagă, da, profesori de limba română pentru universitățile din lume și acești profesori învață limba română pe studenți. Cum interacționează studenții cu limba română? Ce se întâmplă la acest capitol? Le place? Vorbesc? Sau manifestă reticență? Ce șansă are limba română în lume din punctul ăsta de vedere? Da. Da, foarte bună întrebare. Într-adevăr, noi câștigăm niște concursuri la Institutul Limbii Române din București, condus de doamna profesor Diana Cuibus, și iată, lectoratele acestea s-au înmulțit puțin, cum a fost și cazul cu cel de la Madrid, deschis acum. Pentru că la Madrid, de exemplu, a existat o catedră de limba română înființată în 1942, de Alexandru Busuioceanu, un important savant român. El a inaugurat această catedră și atunci s-a întâmplat primul lectorat, la un an după, primul reprezentant a fost Paul Georgescu și atunci a fost un succes, adică au fost 60 de studenți români la programul de limbă și cultură română din anul al doilea, după care a venit buldozerul comunist și a întrerupt aceste colaborări. A existat o sincopă foarte mare, au existat aici niște profesori originari din România care au predat în paralel cu spaniolă și așa puțină română, dar propriu-zis acum se inaugurează. Din experiența mea, așa cum am zis, în Suedia, a fost un succes în Suedia.
V-am spus și datorită faptului că sistemul era foarte flexibil și eu l-am făcut și mai flexibil spre spaima suedezilor. Și un alt aspect important, statul stimula educația superioară. Adică nu numai că nu plăteai, să spunem, te înscriai la a doua facultate, la al doilea masterat, nu numai că nu îl plăteai, dar, să zicem, aveai probleme cu serviciul sau așa, sau erai în concediu de creșterea copilului, de maternitate, statul te ajuta cu bani. Te ajuta cu bani, aveai reduceri la transport, la tot felul de lucruri necesare vieții și atunci oamenii erau stimulați să învețe limba română. De altminteri, un aspect iarăși caracteristic în Suedia a fost că am avut studenți de o anumită vârstă, adică nu neapărat juni. Era prezentă și junimea, dar au fost foarte mulți studenți, inclusiv în jurul vârstei de 80 de ani. La fel am avut studenți, persoane titrate, adică am avut oameni cu doctorat, am avut regizori, am avut lingviști studenți, da? Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, fiecare era motivat de altceva, dar un aspect interesant pe lângă aceste lucruri este că mulți suedezi veneau la programul de limba română pentru că erau, în special bărbați, pentru că erau căsătoriți cu românce, aveau copii în aceste familii, să le spunem, mixte, și multe românce refuzau să-și învețe copiii limba română. Și atunci soților suedezi veneau să învețe română ca ei înșiși să-și învețe copiii română, da? Prin acest, da? Incredibil! Da, prin acest ocol, da? Și exista și o formă de respect, adică eu mă duc în țară la familia soției mele, vreau să fiu capabil să vorbesc cât de cât cu ei, să mă înțeleg cu rudele. Și iată un punct de motivație. Iată un punct. Și mai este cazul celălalt. Despre recuperarea identității lingvistice la diaspora. Pentru că sunt mulți tineri sau plecați de foarte mici sau născuți în țările respective care au pierdut sau limba complet, limba română, sau calitatea limbii române. Și atunci ei vin să recupereze acest lucru, iar în ce privește Madridul, la fel, ținând cont că aici este situația specifică de a avea o diaspora românească masivă, mai există și aspectul acesta, să spunem, practic, profesional. În sensul că cine absolvă programul de limba română la nivel universitar, poate să obțină o diplomă ulterior, întrebuințabilă în domenii ca, nu, interpretariatul, traducere, negociator, moderator și așa mai departe. Deci, există și o componentă de integrare socială puternică și utilă pentru studenți. Acum, normal că în Suedia era o diferență față de ce se întâmplă în Spania, acolo lucrând cu limbi nelatine, da? Pentru că eu aveam și studenți danezi și studenți norvegieni, am avut și o lituaniancă, deci vorbeam despre alte limbi. Și atunci la ei, normal că era puțin mai complicat, pentru că nu aveai de unde să recunoști rădăcinile cuvintelor, pronunția era foarte diferită și era, să spunem, puțin mai greu. Acum, normal că în Spania, fiind limbi înrudite, progresul poate să fie rapid și normal că în condițiile acestea se poate și urca la un nivel mai înalt lingvistic și cultural. Da. Pentru că lectorul de limba română se presupune că va preda nu doar limbă și literatură română, ci trebuie la fel
să le expui studenților aspecte care țin de cultură, inclusiv economie, politică și așa mai departe. Da? Deci lectorul trebuie să aducă tot universul românesc în fața studenților lui sau ei. Așa. Și scriitorii au pătruns în acest proiect? Scriitorii, da, români? Sigur că da, sigur că da. Sigur că au pătruns și să vedem ce se va întâmpla. Dacă lumea se va mai deschide puțin, normal, eu am invitat, am câștigat niște granturi în Suedia, mai poți să inviți, dar să vedem ce se întâmplă. Deocamdată Danemarca, care are un procent foarte mare de vaccinare, se închide din nou. Așa că nu se știe cum se va circula, propriu-zis. Când am ajuns eu în Spania, toată lumea din avion a fost testată pe aeroport, indiferent de situația pe care o avea fiecare individ. Da? Nu se știe, dar deocamdată, cel puțin online, scriitorii, bineînțeles că pot să constituie un argument foarte important în fața studenților și, normal, se reprezintă limba vie. Dar nu numai scriitorii, la fel, și universitarii, și intelectualii în general. Cred că poate să fie foarte interesant abordarea limbii printr-o paletă largă de intelectualitate. Ca să nu mai vorbim că la Madrid este un târg de carte care durează mult, durează cam o lună, și atunci studenții vor avea o oportunitate excelentă să vină, pentru că va fi foarte ușor să invit. Și la fel o aștept și pe doamna director la Madrid ca să le explice cu același entuziasm plăcut studenților toate aceste frumusețe ale universului românesc. Mulțumesc tare mult, dragă Felix. Aș veni și aș tot veni. De ce întrebam de scriitori? Întrebam deoarece la conferința precedentă colega noastră Eugenia Bojoga ne-a pus la dispoziție un filmuleț, un student al ei, recitând o poezie scrisă de Grigore Vieru. Și era foarte asumat, așa, frumos recitat, cu un pic de patos, așa că era în spiritul poeziei lui Vieru, o poezie despre mama. Și am întrebat-o pe doamna Bojoga de ce anume această poezie. Păi zice, le-am vorbit de mai mulți scriitori și s-au lipit anume de poezia lui Vieru. Discursul ăsta a prins, asta le-a plăcut. Și mă întrebam, îmi dau seama că le vorbești despre scriitorii români și le povestești și îi antrenezi în discuții literare și mă întrebam care o fi gusturile lor în materie de literatură. Ceva de genul Vieru sau mutarea e la Cărtărescu, e la discursul așa mai experimentalist, mai... Da. Cum se citește? Ce se citește în Spania, în Suedia? Ce citesc tinerii? În Suedia se citea foarte multă literatură corectă politic, pentru că așa era întreg sistemul și trebuia să bifezi niște lucruri. Bine, puteai să le prezinți și diversi autori mai curajoși și atunci ei nu se mai axau pe interpretarea textului, ci atacau problemele acestea de discurs critic, care de fapt este nu această abordare politically correct. La Madrid, da, Mircea Cărtărescu este bine tradus, chiar acum a fost aici, acum câteva zile, este foarte bine promovat și cred că la fel, dar normal, acolo este vorba de o cunoaștere mai avansată a limbii române sau chiar dacă îl citești în spaniolă, deja implică, mă rog, o ideație aparte, implică o plăcere sau o neplăcere a realismului magic, dar până la urmă
cred că spaniolii sunt deschiși spre universul imaginativ și sunt, din ce am citit și eu din literatura contemporană spaniolă, la fel cred că se merge spre o simplificare a discursului literar la ora actuală. De altfel, Mircea Cătărescu, când a fost aici și a avut o întâlnire și la Institutul Cultural Român, criticul care l-a prezentat acolo i-a spus la un moment dat că ceea ce ați făcut voi, generația 80, în România, la noi s-a făcut în anii 70 în Spania. Și de aici se deduce că noi am fi undeva cu 10 ani în spatele spaniolilor. Și atunci, ce să zic, cred că până la urmă sufletul spaniol, fiind un suflet caliente, deși la Madrid e mai frig decât în România acum, automat va fi încântat de această literatură a sincerității, a sensibilității. Cred că va avea un mare succes. Dar, dragă Nina, rămâne să experimentăm de acum încolo, să vedem ce lucru va avea impact. Deocamdată, studentul care vorbește cel mai bine română este un doctorand, Abdul, care a făcut masteratul în România și studiază științe politice și deocamdată cu el mă întrețin. Și așa cum spune el, n-a uitat, deși e plecat de câțiva ani din România, a zis că i-a plăcut foarte mult șmecheria românească. A reținut acest cuvânt, șmecheria. A reținut esențialul. Da, dragă Felix, îmi amintesc într-un text al tău mai vechi, profețeai despre noua sinceritate, poezia noi sincerități. Iată că ai avut o chire bună, ai privit departe. Da, mulțumesc. Rămâne să vedem mai departe. Sper să pot invita cât mai mulți intelectuali și scriitori români la Universitatea Complutense. Sperăm și noi. Și Doamne ajută. Dacă cumva ne inviți, să știi că riști să acceptăm, să chiar venim. Mi-asum riscurile. Minunat. Dragă Felix, dragi colegi, sunt sigură că aveți întrebări, că doriți să profitați de prezența invitatului nostru aici. Așadar, mai avem ceva timp, cam un sfert de oră. Nu ezitați, dacă aveți întrebări, dacă aveți completări, precizări, observații, vă rog. Oxana German? Primisim un semnal de la tine. Ești? Da, sunt. Am o întrebare vis-a-vis de ceea ce s-a vorbit mai devreme despre condițiile pandemice și învățarea la distanță, învățarea online. La noi se crede că învățarea asta la distanță și învățarea online nu face decât să scadă. În absența interacțiunii, să scadă motivația studenților de a învăța, că scad rezultatele învățării. Cum e acolo? Cum se crede în afara spațiului românesc și în afara spațiului basarabean? De fapt, ziceam că la noi așa se crede. Da, așa. Da, mulțumesc pentru întrebare. Nu numai în spațiul basarabean, ci și în spațiul, să spunem, transprutean, se crede la fel, mai ales în ceea ce privește examenele. Am auzit inclusiv la TV diversi influenceri spunând, dacă mai merge să predai online, examenele online sunt un dezastru, e sfârșitul lumii, s-a terminat, ce, nu mai are rost, gata, suntem sfârșiți. Și aș vrea să insist asupra examenelor.
Pentru că în Suedia se practica sistemul acesta de examinare de, v-am spus, de 30 de ani. Acum, de când cu pandemia, au, să spunem, înăsprit condițiile și atunci studentul, în mod normal, trebuia să se filmeze din 13 unghiuri, avea niște beva, care se numeau, adică niște supraveghetori. Eu vă spun sincer că eu nu am recurs niciodată la așa ceva, pentru că eu consider că examenul este un prilej de învățare suplimentară. Și când studentul nu știa ceva la examen, dacă era un examen, să spunem, oral, îi țineam o mini-prelegere ca să înțeleagă ceva, să rămână cu ceva, măcar în urma examenului. Deci pentru mine niciodată examenul nu a fost o pedepsire sau, nu știu, o verificare a cunoștințelor. Pe mine mă interesa modul cum gândește omul. Și atunci, dacă eu formulez subiectele de examene de așa natură încât studentul, mai ales în domeniul nostru umanist, nu? Să trebuie să motiveze, deci nu vine cu un răspuns și eu zic, a, nu e bine, e bine. Nu, el trebuie să motiveze. Și atunci eu, sincer vă spun, eu pot să închid computerul și să plec și să-mi trimite examenul și atunci eu văd cum omul respectiv gândește, ca să nu mai spun că l-am avut student pe parcursul semestrului. Eu deja știu ce se află în capul omului respectiv. Cu alte cuvinte, nu cred deloc, dar deloc, că ar scădea calitatea. A, scade eventual magia, scade acea electricitate din sala de curs, dacă o are profesorul, că se poate să nu o aibă și atunci v-am spus, cum a zis Marin Preda, mai rău făcea prezența profesorului în sala de curs. Dar aceasta poate să scadă, într-adevăr. Dar calitatea, eu nu cred. E ca și cum am spune că noi acum avem o conferință subcalitativă pentru că este online. Și ce nu se compară dacă ne-am fi întâlnit. Nu cred. La mine a funcționat foarte bine. Și nu este nici mai ușor, știți și dumneavoastră foarte bine. Eu cel puțin m-am umplut de riduri de când practic predarea online. Da. Mulțumesc pentru întrebare. Suntem perfect de acord cu dumneavoastră. Da. O întrebare din partea domnului academician Mihai Cimpoi. Da. Nu este o întrebare, este așa o provocare la o mini-discuție. Noi cu domnul profesor Andrei Sărcoanu stăm aici și am zâmbit când ați vorbit de șmecherie și ne-am adus aminte că acest cuvânt vine din germană. Da? Atunci când românii șmechereau pe nemți vânzându-le vin cu apă, așa, amestecat cu apă, așa că spaniolul a intuit că românii sunt mai ieftini în a face șmecherii. Dacă merg și alte șmecherii românești. Ne pare bine că Mircea Cărtărescu e citit acolo, ne pare rău că nu ia Nobelul. Văd că Academia Suedeză așa ocolește literatura română. Colegii mei de la București zice, limba română, apropo că ați vorbit de limba română, e o limbă de circulație restrânsă, parcă polona ar fi limbă de largă circulație, ori polonezii mi se pare că la ora asta au cel puțin 6, dacă nu 7 laureați ai premiul Nobel. Maghiara, la fel, nu e atât de circulată și are maghiarii, dacă nu mă înșel, au 3 laureați ai premiul Nobel în domeniul literaturii. Așa că e bine ceea ce faceți, poate cu ocazia asta vom fi mai bine cunoscuți în întreaga lume. Este foarte importantă această comunicare despre care ați vorbit și de Doamne ca să avem mai multă lume care să se intereseze de valorile noastre, pentru că părerea mea, și am spus-o și aici în spațiul basarabean, este că imaginea cea mai bună a unei țări e cea culturală, nu e cea economică, care
mă rog, ea poate fi și mai bună și mai acea politică, să știe care este. Așa că ne-a bucurat această informație a dumneavoastră că se mai interesează cineva de limba română, chiar și românii. Și români. Da. Vă mulțumim pentru această comunicare. Ne-ați introdus un pic și în contextul cultural spaniol, care este foarte interesant, îl urmărim și noi. Felicitări în continuare și sperăm să mai comunicăm aici. Doamna profesoară Nina Korsinski, ea e deschisă spre colaborare cu toată lumea românească, indiferent unde se află, în diaspora, în România sau în alte țări. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc, domnule academician, și ce vreau să adaug neapărat este că am și scris lucrul acesta. Eu consider că istoria, o istorie deschisă a literaturii, cea pe care ați produs-o dumneavoastră, este mai bine scrisă și cu interpretare mai acută decât a criticilor literare actuali din România. Mulțumesc, nici nu m-am așteptat așa. Am și scris lucrul acesta. Știți, e la această istorie a mea, am avut 100 de cronici, așa, câte le-am înregistrat în România și una negativă în spațiul basarabean, așa că lucrurile s-au echilibrat. Știți, eu cu un pic de umor de-a meu, așa, crengeano-moldovean, zic că chiar dacă eu nu sunt trecut în anumite dicționare enciclopedice ca scriitor, ca om de știință, ca om de cultură, ca instrument popular, n-am încotro. Este pierderea lor. Mulțumesc, văd că așa, mă unge la inimă că ați văzut și cartea mea. Acum haideți să mă autolaud că am scris o carte despre Titu Maiorescu, nu e o carte, e o broșură, așa, câteva eseuri. Aniversarea, mare aniversare a lui Titu Maiorescu de la naștere, care a trecut așa neobservată, absolut. Și am mai încercat așa să adun toate articolele lui Titu Maiorescu despre Eminescu. Am și făcut, am editat la editura Junimea, un pic criticată, fiindcă n-am inclus chiar toate materialele, nici n-a fost intenția mea. Și e și greu de făcut, dat fiind că jurnalul lui Titu Maiorescu, scris în germană, încă nu este publicat, nu este editat și nu este tradus. Exact. Vă dați seama, după atâta timp, încă sunt atâtea lucruri de făcut. Și m-a bucurat faptul, apropo de comunicarea noastră cu așa interculturală, Biblioteca Națională a Germaniei s-a interesat de aceste cărți ale mele. Wow. Spre deosebire de București, care văd că serviciile bibliografice sunt mai bune în Germania. Succese, domn profesor, mulțumesc. Mulțumesc, domn. Dacă doamna directoare, doamna profesoare ne dă și adresa dumneavoastră, vă trimit și cărțile mele. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Noi vă mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Adică plăcere. Mulțumim, domnule profesor, mulțumim, dragă Felix. A fost o plăcere și o bucurie și o onoare această discuție pentru noi. Sper să avem și de acum înainte întâlniri, colaborări,
un dialog fie așa pe platforme online sau și mai bine pe viu. Exact. Că se încheie într-o zi pandemia asta și ne reluăm noi activitățile așa cum știm mai bine. E bine că domnul spune ce am spus eu. Faptul ce ar trebui să facă statul român. Da. I-a auzit, nu? Da. M-ați auzit. Da. Are multe restanțe statul român și statul nostru, dar nu mai deschidem acum parantezele. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorat pentru această participare și de-abia aștept să ascult comunicarea, prelegerea domnului profesor Simion. Mulțumesc foarte mult, dragă Nina, vă felicit pentru conferință. Mulțumim și felicitări nouă tuturor. Astăzi este ziua științei, dragă Felix. Hai, să avem bucurii academice, să avem întruniri academice. Ziua Internațională a Științei și a Contabililor. Iată, Ziua Internațională a Științei și a Contabililor. Poate se leagă aceste două domenii așa încât să ne fie nouă bine, să primim mai mulți bani pentru ceea ce facem, pentru activitățile noastre științifice. Exact. Succese mari, dragă Felix, și discipul pe măsură. Să învețe limba română și să citească literatura noastră română, că au ce învăța de acolo, au ce, de ce se bucura. Mulțumesc foarte mult, dragă Nina, mulțumesc! Dragi colegi, prima prelegere s-a încheiat cu succes. Trecem la cea de-a doua prelegere și am bucuria să-l salut pe colegul și prietenul nostru, domnul Marian Simion, pe care l-ați cunoscut la întâlnirile de la Institutul de Filologie în sala Azorie. Vă amintiți, dragi colegi, am organizat împreună cu Asociația Conștiință și Libertate din București și cu Universitatea Harvard o conferință care a ajuns la câteva ediții la Institutul de Filologie în sala Azurie și am discutat despre literatură, despre cultură, despre lucruri importante care vin din domeniul științelor socio-umane și îmi amintesc cu câtă curiozitate, cu cât interes l-ascultam pe domnul Simion vorbind despre islam, despre violențe în numele religiei, despre raportul politic-religie. Este un subiect foarte sensibil, foarte acut, foarte viu, astăzi mai cu seamă și e mare lucru să poți să ai prilejul să asculți o opinie a unui specialist, a unei persoane autorizate să vorbească despre acest subiect. Or, domnul Marian Simion este doctor în politică internațională și drept și deține un postdoctorat în religii comparate, în fenomenologie și diplomație religioasă de la Universitatea Harvard, unde predă și acum, începând din 2006. Este istoric al religiilor, este o personalitate foarte bine cunoscută în mediul academic internațional și avem bucuria și onoarea de a colabora cu dumnealui și este, printre altele, și redactor șef împreună cu doamna Viorica Răileanu la revista noastră Filologia, împreună cu domnul Marian și colegii noștri cu care organizăm conferința despre care am pomenit mai devreme, am reușit să indexăm revista Filologia în importante baze de date, am reușit să-i oferim o vizibilitate internațională și sperăm la mai mult, sperăm să tot avem comunicări, colaborări și conexiuni intelectuale eficiente cu domnul Marian Simion și cu toți colegii noștri din România și din afara ei. Dragă Marian Simion, bună ziua! Mâinile, doamna director, și bună ziua doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este o deosebită onoare să particip la această conferință.
M-am bucurat și chiar m-am delectat în anumite privințe în timpul prezentării, în timpul conferinței prezentate de domnul profesor Nicolau, tocmai pentru că și eu trăiesc în diaspora, de fapt am trăit mai mult în Statele Unite decât în România. La fel, copiii mei nu vorbesc limba română, pentru că soția mea nu este româncă, dar soția mea este foarte interesată să învețe limba română și ea îi învață și pe copii. Așa că se pare că e un fenomen care merge dincolo de Europa. Și pentru că tot domnul profesor Felix Nicolau vorbea de învățământul online, mai devreme tot începusem să mă joc puțin cu setările de la Zoom și la un moment dat nu puteam vedea, dar auzeam totuși, așa că am ascultat. Și în același timp, pentru că mai târziu domnul academician a făcut referință la Titus Maiorescu, mi-a venit în minte acea istorioară când Titu Maiorescu a mers să inspecteze liceu unde HD-ul era profesor. A sosit dimineața în cancelarie, iar HD-ul nu era acolo, nu l-a văzut, și în catalog a notat absinte, adică absent, deși absinte era de fapt și o băutură alcoolică, așa mai biberată. Și mai târziu vine, când a venit HD-ul și a văzut ce a scris Titus Maiorescu în dreptul numelui lui, a scris și el, zice, nu sunt un absinte, mă cheamă HD-ul și eram în liceu. Așa că și eu eram online. Aș vrea să spun că prezentarea mea este pe o altă direcție și mai mult apropiată de, să zicem așa, de literatură, de un gen aparte de literatură. Și este o deosebită plăcere să particip la acest eveniment organizat de doamna director Nina Porcinski, eveniment dedicat memoriei academicianului Silviu Berejan, care este un eveniment semnificativ al vieții culturale românești, după cum am văzut în prezentările anterioare. Contribuția mea în cadrul acestui eveniment se rezumă, de fapt, la trecerea în revistă a efectelor ambivalente ale câtorva texte sacre selectate din religiile contemporane majore. Nu este o analiză literară propriu-zisă, nici nu aș îndrăzni să fac acest lucru cu atâți oameni de litere în jur, pentru că ar fi exact cum un om ajunge în rai și Sfântul Petru îl întreabă, îi spune că trebuie să țină o prelegere în fața tuturor sfinților care erau acolo adunați. Și zice, păi ce să vorbesc? Păi o faptă bună care ai făcut-o și tu. Se gândește el, zice, păi am salvat un om de la un nec. Ce bine, e un subiect bun. Dacă te duci acolo, ai grijă că Noe e și el acolo printre oameni și te ascultă. Așa că nu merg într-o direcție riscantă de analiză literară. O corabie întreagă de noi suntem aici. Deci nu merg în direcția doamnei Nina Corcinski și colegilor, ci mai degrabă vreau să fac o eșalonare a manierei în care textul sacru lasă în urmă consecințe sociale ambivalente în privința violenței sau a stabilității. Deci, de la bun început, trebuie subliniat faptul că, spre deosebire de alte producții literare, textul religios posedă o putere aparte, deoarece felul în care este folosit poate influența profund perceperea realității empirice a lumii și chiar a sensului vieții. Întrebarea firească ce se pune este de ce textul sacru are un astfel de impact asupra societății. De ce dă naștere taburilor? Prin ce mecanism se impune în conștiința unei societăți?
De exemplu, ca gen literar, proverbele, ghicitorile, fabulele, ca de altfel orice narațiune cu caracter moralizator, introduc, de fapt, ciclicalitatea înțelepciunii colective în maniera expresiei lui Anton Pan, care spunea că sunt de la lume adunate și iarăși la lume date. Dar acestea nu conduc neapărat la mobilizarea societății, așa cum face textul sacru. În a da un răspuns acestor întrebări, așa după cum vom observa, mecanismul prin care mesajul textului sacru este impus în conștiința societății se ascunde de fapt în spatele actului ritualic, asupra căruia voi insista puțin. Adică în spatele puterii acelui comportament uman atavic, compulsiv, fără sens, în cel mai bun caz circumstanțial și deprisos, dar în același timp un comportament ce ascunde ceva sacru și misterios. Înainte de a trece în revistă câteva texte sacre și de a le analiza efectele sociale, aș dori să ne întrebăm cu toții ce este de fapt religia. Indiferent dacă religia este o invenție umană, așa cum spun sociologii, sau dacă aceasta este un dar divin, după cum spun teologii, religia încearcă să răspundă întrebărilor fundamentale ale conștiinței umane. Cine sunt eu? De unde vin? Care îmi este destinația finală? Iar răspunsurile pe care le oferă religia la aceste întrebări fundamentale fac parte din pelerinajul vieții umane de la origini până la destinația finală, oricare ar fi aceasta. Cu alte cuvinte, religia este o narațiune ce îl inspiră pe om, oferă sens vieții și activității umane, dă naștere unor ideologii, dă naștere unor reguli morale. Iar prin acest proces de ritualizare, narațiunea în sine devine sacră. Dincolo de aspectul narrativ, religia este și un fenomen care inspiră încredere, inspiră iubire, inspiră bucurie și venerație, tot la fel de mult cât inspiră frică, teroare, durere și suferință. Face acest lucru prin narațiuni care ne mișcă sau narațiuni care ne îngrozesc, prin reguli pline de bunătate sau prin legi draconice și prin ritualuri care fie stimulează plăcerea estetică, fie provoacă durerea fizică sau chiar și moartea. Puterea ritualului se rezumă la capacitatea de a-l manipula emoțional pe individ, fie către acte benefice, fie către acte malefice, prin acea folosire a diverselor simboluri motivaționale care funcționează prin abstractizări sociale și care dau sens vieții. Nici o impresie filozofică și nici o lege nu posedă o astfel de putere de a uni indivizii într-un grup omogen, atât de mult cât o face religia prin actul ritualic. Trebuie să reținem totuși faptul că ritualul nu aparține numai de domeniul sacrului. Ritualul aparține și domeniului secular, unde are aceleași efecte sociale, fie benefice, fie malefice. De exemplu, la noi în Statele Unite ale Americii, ca de altfel în multe alte țări democrate, nu devii președinte doar prin înnumărarea și validarea voturilor primite de la alegători. Devii președinte în urma depunerii jurământului, care este de fapt un act ritual eminamente secular. Actele de insurecție din Washington DC din ziua de 6 ianuarie 2021 scot în lumină eforturile partizane de a împiedica oficierea acestui ritual, care prin natura sa
urma să închidă orice act contestatar. Așadar, dacă prin procesul de ritualizare textul sacru devine fie un agent al păcii, fie un agent al violenței, o altă întrebare logică este aceea dacă religia este o sursă de violență sau o sursă de pace și stabilitate socială. Răspunsul oferit de cercetători este acela că în forma cea mai primitivă, religia este de fapt o sursă de stabilitate socială, în timp ce în forma organizată, religia susține atât pacea și stabilitatea, cât și violența. Cu alte cuvinte, religia organizată este ambivalentă, deoarece aceasta devine o instituție politică, al cărei comportament este dictat de interesele strategice ale liderului spiritual, interese ce pendulează între expansiune numerică sau teritorială și supraviețuire. Datorită ambivalenței textului sacru, text în care ritualul este ancorat, ritualul fie că formează, omogenizează și separă un grup de celelalte, atunci când interesul liderului spiritual este acela de a genera sau de a susține un conflict violent, fie că face opusul. Cu alte cuvinte, prin ritual, textul sacru declanșează, focalizează și dă sens violenței sau impune pacea și coexistența. Așadar, vedem că textul sacru, pentru a avea impact social, depinde aproape în exclusivitate de actul ritualic. De ce o narațiune, pentru a deveni sacră, depinde atât de mult de procesul de ritualizare? De ce, împreună cu actul ritualic, narațiunea sacră creează o instituție politico-socială? Pentru a simplifica lucrurile, în încercarea de a da un răspuns, atât textul sacru cât și ritualul sunt într-o stare de interdependență. Pentru a crea o instituție sacră, narațiunea depinde de puterea funcțională a ritualului, iar ritualul depinde de puterea conceptuală și structurală a narațiunii. De altfel, în termeni sociologici, în cadrul acestei stări de interdependență, narațiunea și ritualul reprezintă doi dintre cei trei piloni ai religiei organizate. Mai mult, narațiunea și ritualul luate împreună dictează regulile conștiinței morale ale societății, alcătuind ceea ce numim religie organizată. Acești trei piloni formează structura religiei în caracterul său de bază și pot fi identificați în orice formă de activitate religioasă, din orice timp și spațiu geografic. Împreună cu textul sacru, rolul funcțional al ritualului este acela de a-l inspira pe om ca prin lege sau reguli canonice să creeze ordine într-un context dominat de haos, să creeze certitudine colectivă în momente de ambiguitate, să dea un nou înțeles lumii și vieții, să redefinească sau să desființeze o intimare ce se află pe cale de dispariție, totul într-o ambianță controlată spirituală. Acest lucru se datorează și faptului că, după cum scria psihologul Viktor Frankl, pentru a supraviețui cele mai brutale condiții umane, omul are nevoie de a găsi sens vieții. Mai mult, așa cum afirma eminenta scriitoare britanică Karen Armstrong, ca oameni, citez, suntem creaturi care căutăm sensul vieții și care, spre deosebire de alte viețuitoare, cădem pradă disperării dacă nu reușim să găsim sens vieții noastre. Am încheiat citatul.
Așadar, prin ritual și prin legi sacre, textul sacru definește și separă ordinea vieții între chestiuni care sunt sfinte și chestiuni care sunt murdare. În timp ce chestiunile sfinte sunt înzestrate cu semnificație simbolică și truism moral, chestiunile murdare sunt respinse simbolic și blestemate, deoarece în ambianța ritualului, atât sacralitatea narațiunii, cât și sacralitatea legii morale sunt recreate și reimpuse. Deși, dintr-un punct de vedere literar, la prima vedere textul sacru poate reprezenta doar o valoare simbolică, prin ritual, textul sacru nu doar își menține această valoare simbolică, cât mai ales creează o realitate paralelă, realitate care poate oricând să declanșeze o acțiune socială. Prin ritual, religia organizată își manifestă caracterul violent în maniere simbolice, dar și realiste, ritualul jucând un rol central în violența religioasă. Luate împreună, violența simbolică este adesea precursorul violenței reale, fizice, deoarece aceasta anticipează, agită și îl pregătește pe om pentru o viitoare confruntare. Prin demonizarea adversarului, violența simbolică îl încarcă pe dușman cu cele mai respingătoare și mai periculoase calități, care nu trebuie doar evitate, cât mai ales eliminate. Indiferent că se manifestă împotriva unui dușman extern sau împotriva unui suspect intern deviant, cum ar fi un eretic, violența religioasă conține o mare varietate de ritualuri care pot impune tortura și teroarea împotriva intrusului tot atât de mult cât pot impune pedepse pentru sfidarea regulilor civice sau pentru sfidarea liderului spiritual. Ce anume stă la baza textului sacru? Sau, mai degrabă, ce a apărut mai întâi, narațiunea sacră sau ritualul? În multe privințe este ca întrebarea ce a apărut mai întâi, oul sau găina? Atât în baza dovezilor arheologice, cât și printr-o intuiție psihologică, cele mai vechi forme de violență religioasă au fost ancorate cel mai probabil în narațiuni extrem de simple, care au derivat la rândul lor din fenomenul rivalității mimetice și a sacrificării țapului ispășitor. N-am să intru în aceste detalii din motive de timp. Toate acestea fiind legate de supraviețuire printr-o observare atentă a mediului înconjurător. Aceste narațiuni simple, de altfel, ce au dat naștere animismului, totemismului, cultului strămoșilor și a ritualurilor și riturilor de tranziție de la o etapă a vieții la alta, au stat la baza folosirii violenței religioase pentru stabilirea ordinii sociale și a certitudinilor. Durerea sacră a fost administrată pentru a face pe cineva vrednic de a fi parte din grupul respectiv sau pentru a fi acceptat de către un spirit sau pentru a evita o forță a naturii în fața căruia omul era complet neputincios. Pentru a se dovedi demn de încredere, individul a trebuit ca în anumite cazuri să accepte automutilarea, să accepte durerea provocată lui însuși, să accepte privarea de lucruri vitale, să accepte foamea, pocăința, mutilarea genitală, automortificarea și chiar sinuciderea. În baza acestor practici primitive, așa cum menționează doi cercetători, Condas Alcorta și Richard Sosses, citez, îngenunchierea îndelungată,
statul în picioare și metanile, postul, privarea de somn, dansatul până la epuizare, autoflagerarea și mutilarea corporală sunt practici comune în cadrul tradițiilor religioase. Încheia citatul. Practica ritualurilor de inițiere poate fi înțeleasă și explicată în primul rând ca o raționalizare a acțiunii grupului în baza unei narațiuni comune cu scopul de a asigura cooperarea fiecărui membru. Prin administrarea durerii sacre, grupul testează loialitatea și disponibilitatea viitorului membru de a-și da viața pentru grup. Pentru a investiga acest lucru, cel neinițiat trebuie să fie testat prin ritualuri dure, care în unele cazuri implică bătăi, izolare, privarea de hrană, de apă și somn, mutilare corporală și chiar tortură. Beneficiul psihologic al unei astfel de experiențe este acela că sporește valoarea de sine a celui care este inițiat, în timp ce grupul devine resfințit și revigorat în coerența sa prin experiența ritualului însuși. Astăzi, relația dintre textul sacru, lege, ritual și violență, pe care o găsim în religiile organizate, este de fapt ancorată în religia primitivă și continuă să urmeze modelul ambivalenței prin care grupul expiază răul și promovează binele propriul în scopul supraviețuirii. Religiile contemporane, cum ar fi hinduismul, budismul, iudaismul, islamul și altele, reprezintă de fapt ecosisteme complexe în care textele sacre funcționează drept bază conjugală care a generat doctrine, ritualuri și reguli canonice ambivalente. Chiar dacă ritualul este uneori deghizat în forma unui teatru sacru, a unor melodrame inocente ale expresiei culturale, puterea furtivă a textului sacru merge mână în mână cu învățăturile doctrinare și cu regulile de comportament. De exemplu, în creștinism, religia care reprezintă 33,2% din populația planetei, texte aparent violente precum, citez, nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, nu am venit să aduc pace, ci sabie, încheia citatul, sau texte pacifiste precum celui ce te lovește pe osteobraz, întoarce-i și pe celălalt. Aceste texte au generat ritualuri de violență precum binecuvântarea armelor și ascetismul sever, precum și ritualuri de pace precum Euharistia, în care întreaga creație, de fapt, este adus împreună. Aceste texte ambivalente din creștinism au generat doctrine de violență precum războiul just sau războiul sfânt sau doctrine de pace cum ar fi martiriul, iertarea și reconcilierea. De asemenea, au generat și precepte morale violente precum activismul de război just, de justificare a unei intenții nesincere, au generat precepte morale care stau la baza cruciadelor sau precepte morale de pace precum pacifismul și pacea dreaptă sau pacea cu dreptate. În islam, religia care reprezintă 20,1% din populația planetei și este în plină expansiune, texte violente precum, citez, voi arunca teroare în inimile celor care nu cred. Așadar, tăiați-le capetele și tăiați-le toate degetele de la mâini. Așa cum citim în Coran, în sura 8, versul 12. Sau texte pacifiste, precum
găsim în Coran, în sura 4, versul 94, care spun, nu spune unuia care îți oferă pace, nu ești credincios, căutând prăzile acestei lumi. Deci aceste texte ambivalente din islam au generat ritualuri de violență precum mobilizarea ritualică la război sfânt, Allahu Akbar sau Al-Ilha Illallah Muhammad Al-Rasulallah, care practic spun că nu este nimeni în afară de Allah sau Dumnezeu, iar Mohamed este profetul lui. Sau găsim ritualul Ashura. Nu știu dacă ați văzut acele imagini cândva în aprilie, cred, atunci se celebrează Ashura, când musulmanii de tradiție cei din zona Iranului se autoflagelează și folosesc, de fapt, cuțite, musulmanii șiiți. Și, practic, se umplu de sânge chiar și copiii crestează puțin pe frunte, pe băieți, și lovesc așa gentil, astfel încât sângele să curgă. Deci sunt niște ritualuri sângeroase care exprimă violența și o susțin. Dar sunt și ritualuri de pace, precum ritualul de lapidare a diavolului în timpul hajului la Mecca, atunci când aruncă cu pietre într-un stâlp de piatră, pretizând că îl pedepsesc pe Satan. Ceea ce este un mecanism de țap ispășitor ce reorientează răzbunarea către o entitate imaginară. Deci nu îl mai omoară pe om, ci aruncă într-o piatră pedepsându-l simbolic pe cel rău care este nevăzut. Toate aceste texte sacre din islam au generat și legi de violență, precum jihadul prin mână și jihadul prin sabie, pentru că sunt 7 feluri de jihad. Jihad înseamnă a lupta pentru împlinirea unui deziderat. Iar jihadul prin mână sau implică pedeapsă corporală, iar cel prin sabie implică război și ucidere. Dar totodată aceste texte sacre au creat și legi pacifisme, precum jihadul cel mare, care înseamnă bunătate, înseamnă dreptate, echitate și adevăr. De asemenea, au mai creat și doctrine de violență, precum taklid sau dar al-harb, dar al-sulh și dar al-islam, adică împărțirea teritoriului în teritoriu cucerit, în teritoriul care urmează să fie cucerit și o stare de neutralitate, teritoriul care se află în stare de neutralitate până când forțele islamului se regrupează cu scopul de a-l cuceri și pe acela. Dar, totodată, au creat și doctrine de pace precum ijtihadul, un fel de jurisprudență islamică care caută găsirea unei soluții pozitive într-o situație de conflict și, evident, cei 5 stâlpi a islamului, care sunt eminamente pozitivi în scop și natură. În hinduism, care este religia ce reprezintă 13,7% din populația planetei și este în plină creștere, pentru că se preconizează că populația Indiei în 2050 populația Indiei o va depăși pe cea a Chinei, implică o creștere exponențială și a hinduismului. În hinduism, textele violente din literatura vedică, cum ar fi cele legate de războaiele dintre lumile zeilor, ale oamenilor și ale demonilor, precum și textele pacifiste din Bhagavad Gita, au dat naștere unor ritualuri violente, precum ritualul Garudan Thokam din cultul zeului Vishnu,
prin care violența este reciclată, și au ritualuri de pace pentru atingerea stării de sfințenie, un fel de sfințenie pe care o numesc moksha. Și apropo de ritualul Garudan Tokam, dacă căutați pe internet, veți vedea cum acei oameni devotați lui Vishnu își pun, se agață prin cârlig care le înfig în piele și stau agățați într-o stare de tortură fizică de neimaginat și merg într-o paradă prin oraș. Tot aceste texte ambivalente au generat și legi morale violente, precum sistemul castelor în India sau Hindutva, naționalismul hindus care nu tolerează pe altcineva, sau au generat și legi morale precum pacifiste, precum ahimsa sau non-violența, satya, tashpaya, ce exprimă forța adevărului, și altele. Au creat și doctrine violente precum danda, un fel de violență ca bun comun, sau doctrine de pace precum ahimsa sau non-violența. În budism, și mă voi rezuma la budism ca fiind ultima religie în scopul nostru de aici, religia care reprezintă de fapt 6,8% din populația planetei, textele violente precum cele din scripturile Pujavalia, care astăzi susțin expulzarea de către Sinhala a celorlalte religii și grupuri din insula Sri Lanka, precum hindu și tamil, sau textele pacifiste, precum cele din Dhammapada, care promovează sentimente de milă față de frica și durerea adversarului, texte care au generat ritualuri violente, precum cele 5 justificări ale uciderii din tradiția budistă Mahayana, ritualurile de transformare în bodhisattva, un fel de sfânt, prin actul uciderii dușmanilor, cât și ritualuri pacifiste, precum ritualurile de transformare în bodhisattva printr-o renunțare completă la violență. Textele budiste ambivalente au generat și reguli morale violente, precum lipsa de empatie, pentru că realitatea nu există, e doar o proiecție mentală, și atunci de ce să simți suferința celuilalt, pentru că celălalt de fapt nu există. Au generat demonizarea și justificarea morală a uciderii, așa cum apare definită și susținută în scripturile din grupul Mahaparinirvana Sutra, precum și reguli morale pacifiste, precum detașarea față de dorințele materiale sau erotice, cele 3 reguli fundamentale ale călugărului, morala individuală și morala individuală ancorată în regula de aur. Nu fă celuilalt ce nu-ți place ție. Sau cum spunem noi, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Mai mult, astfel de texte au creat și doctrine violente precum idealul Bushido și doctrina aristocrației militare Zen și doctrine pacifiste precum cele 4 adevăruri nobile și compasiunea în sine. Așadar, în concluzia acestei prezentări, așa cum am încercat să înțelegem, spre deosebire de alte genuri literare, textele sacre au un impact considerabil asupra societății umane, în principal datorită puterii ritualului. Textele sacre stau la baza religiilor organizate, iar natura ambivalentă a acestora a fost croșetată și intenționată folosirea acestora în scop politic și în funcție de interesele raționale ale liderului spiritual. Mai mult, textele sacre reprezintă și baza conjugală a religiei organizate, în virtutea căreia narativele spirituale, doctrinele religioase,
ritualurile și regulile canonice care definesc conștiința morală a unei societăți se află într-o relație de reciprocitate și interdependență. Vă mulțumesc! Dacă găsiți... Noi mulțumiri, emoționați de acest discurs, de această comunicare atât de densă, atât de bine articulată. Domnul academician, hai ce poiară o întrebare. Da, mulțumesc! Domn profesor, v-am ascultat cu plăcere. Problema sacrului și a sacralității, clar că ne preocupă și pe noi toți, oamenii de cultură în special. Nu știu dacă e o preocupare și în Europa, dumneavoastră cunoașteți mai bine realitățile de acolo și aș vrea să vă întreb dacă cam ce impresie aveți. Europa se îndepărtează de sacru sau se apropie? Știm că Mircea Eliade spunea foarte bine și dumneavoastră ați accentuat acest gând, că sacru creează o ordine, deci produce impresia că e o ordine totuși în lume, se poate ordona, adică se poate găsi o legătură armonioasă în lume. Max Schiller, eu am avut o preocupare în ultimul timp, pornind chiar de la Eminescu, care a fost el preocupat de valori și a fost în fond, este primul nostru axiolog. Max Schiller spunea că în perioada modernă, eu adaug și în cea postmodernă, valorile cam s-au răsturnat cu susul în jos, s-au relativizat. E o relativizare așa de natură nițiană sau caragialeană, haideți să îi spunem aproape de noi. Care e impresia dumneavoastră? Deci, ce se întâmplă în Europa? Dacă ați vorbit de aceste religii și eu cred că trebuie să ne apropiem totuși și de islam și de, că vedeți ce se întâmplă, noi înțelegem și ei nu ne înțeleg pe noi. Dacă sunt niște tendințe chiar și în politică. Noastră sunteți un specialist în domeniul ăsta. Există tendințe de a înțelege ce înseamnă sacru în lumea modernă și postmodernă. Domnul academician, vă mulțumesc pentru acest complex de întrebări. În privința religiei în Europa și în modernitate, prin extensie, îmi vine în minte o expresie spusă de un musulman, nu am notat numele atunci când am auzit-o, dar spunea în felul următor, că în Egipt am văzut islamul, dar nu i-am văzut pe musulmani, iar în Anglia i-am văzut pe musulmani, dar n-am văzut islamul. Deci, de unde te prindem că e, de fapt, o disarmonie, o cacofonie, să zicem așa, între expresia culturală și politică a religiei și religia ca fenomen sacru și ca necesitate umană? Andrei Marlo spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Eu cred că ceea ce ne confruntăm în momentul de față nu este doar o criză de identitate. Este, de fapt, o criză a faptului că noi nu suntem pregătiți pentru monstrul științific pe care l-am creat. Cu atât mai puțin religia, care bate apa în piept cu menținerea tradiției,
care nu ține pasul cu modernitatea sau postmodernitatea. Oricum, nu știm unde se termină postmodernitatea și unde începe postmodernitatea, pentru că nici nu am căzut de acord în privința unei definiții ce înseamnă modernitate. Înseamnă progres tehnologic, înseamnă... Da. Este indeterminare. Exact. Eu cred că instituțiile religioase nu și-au calibrat încă abilitatea de a răspunde noilor provocări științifice, sociale, culturale și materiale. Interesul în spiritualitate există. Pentru că mă uitam la niște statistici despre valorile globale, aceste statistici au demonstrat că din 10 oameni la nivel global, 8 sunt religioși, dar numai 2 din acei 10 se identifică ca fiind membri pasivi sau activi a unei religii organizate. Ce ne spune asta? Ne spune că ființa umană e homo religiosus, așa cum a insistat Eliade și mulți alții. Deci noi ca ființe umane avem nevoie de religie. Avem nevoie de imaginație care ne ferește de frica aia internă, teroarea internă pe care fiecare om o simte în viață. Frica de moarte, frica de orice pericol. Și aici vedem că... s-a accentuat în deosebi în timpul pandemiei, așa am constatat. Da. S-a accentuat această frică de moarte, da. Da, și acolo, în contextul pandemiei, vedem cum instituțiile religioase sunt extrem de inconsistente cu răspunsul pe care îl dau. Și mă refer aici la creștinismul ortodox, pentru că îmi pare mie că clerul trece dincolo de limitele care i-au fost atribuite prin Evanghelie, prin învățăturile pauline. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că pe unii i-a pus slujitori, pe altora l-a dat darul vindecării, adică oarecum, așa cum înțeleg eu textul, le pune pe un plan de egalitate. Unora l-a dat darul de a cânta și așa mai departe. De ce preotul dintr-o dată e mai deștept decât doctorul? Ce-ar fi dacă s-ar apuca și doctorul să facă slujbă și să facă liturghie? Cum ar fi? Ar fi neprofesional, ar fi o situație comică, dar vedem cum religia totuși menține microfonul unei retorici care promovează frică, care discreditează știința. Și aici este o problemă. Iarăși, să nu pierdem din vedere altceva extrem de important, de ce omul pare mai puțin religios, adică se duce mai puțin la biserică, este mult mai educat acum să vadă aspectele critice, să vadă lacunele instituțiilor religioase organizate, religiilor organizate. Să nu uităm că avem ceva despre care domnul Felix Nicolau a vorbit mai devreme, tehnologia. Avem Hollywood-ul, imaginația asta extrem de profundă și interesantă și atractivă, a vizualului, a sunetului, cu invenția instrumentului muzical, acel Moog din anii 70, sunetul a căpătat noi valențe. Urechea umană a început să audă altceva, ce nu am mai auzit până atunci. Da, și Heidegger spune că tehnica înstrăinează pe om. Deci fenomenul despre care vorbea Marx are loc acum din cauza tehnicii. Deci tehnica e cea care produce această înstrăinare a omului. Da. Cred că o înstrăinare de modelele vechi ale religii organizate. Pentru că dacă vedem prin tehnică, prin tehnologie,
omul devine chiar și mai spiritual. Să ne gândim, de exemplu, și la influența budismului în modernitate și postmodernitate, influența yoga, practicilor yoga. Nu mă refer aici la niște fete care stau în fața camerei și ne arată acolo formele fizice, mă refer la yoga ca o practică mentală, spirituală, ca o practică de menținere a sănătății. Și deci încă acolo vedem un alt aspect al spiritualității și un aspect pe care religia organizată încă nu a reușit să-l înțeleagă și să-l gestioneze. Da, vă mulțumim mult. Da. Cu plăcere. Da, vă mulțumim. Da. Și eu vă mulțumesc, domnul Cărnicea. Am avut o deosebită plăcere. Mulțumim. Am și eu o întrebare, dacă se poate, vă rog, Vlad Roma. Dacă e vorba totuși despre ambivalența textelor sacre, da? Ce părere aveți în privința pasajului din rugăciunea Tatăl nostru, foarte vehiculat în ultimul timp, care sună cam așa, care sună așa concret, și nu ne duce pe noi în ispită, știți, din Tatăl nostru, da. Care pare că îndeamnă la ispit pe oameni, după aceste spuse, da? Și pe care biserica noastră vrea să-l schimbe în ultimul timp și nu ne lăsa pe noi ispitiți. Care ar fi mai adecvat? Cum credeți? Da. În textul aramaic al rugăciunii Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, textul nu spune și nu ne duce pe noi în ispită, ci spune și fă ca să nu fim ispitiți. Adică nu ne aduce în situația în care să cădem testul. Nu ne da un examen pe care știi că îl picăm. Asta e sensul autentic. Exact ca și cum găsim în cartea lui Daniel, când l-a pus Nabucodonosor să interpreteze visul și a spus, dacă vrei să... Întreabă-mă numai dacă vrei să auzi adevărul. Dacă știi adevărul și încerci să mă întrebi, atunci nu mă întreba. Pentru că este acea teamă de frica de necunoscut, frica de cădere. Și în sensul ăsta, probabil e o interpretare în sensul că Dumnezeu te ispitește. Nu are logică de ce Dumnezeu care ne-a creat să se joace așa cu noi. Asta e mai degrabă o expresie a religiilor antice grecești, unde vezi zeitățile că se află într-un război perpetu, în timp ce oamenii sunt niște victime, pentru că nu câștigă niciodată în acest război. Nu pot decât să-și reîmprospăteze starea de victimă. Deci ar trebui de revăzut textul Tatălui nostru, da? Și de schimbat. Da, trebuie revăzut sau numai dacă prezintă un, să zicem așa, un pericol dogmatic. Ceea ce nu cred că e cazul, cred că mai dificil ar fi să schimb textul, pentru că atunci ar fi o adevărată răscoală. Exact cum e o glumă printre anglicanii din Statele Unite, care vor să facă și ei o schimbare, că ei sunt foarte, foarte angrenați în menținerea tradițiilor. De exemplu, dacă un bec s-a ars, nimănui să schimbe acel bec, pentru că becul a fost cumpărat de bunica nu știu cui și ăla trebuie să fie acolo, pentru că i-a cumpărat becul, indiferent dacă funcționează sau nu. Da, mulțumim. Cu plăcere, domnul Vlad. Mulțumim, dragă domnule profesor Marian Simion. Repet, a fost o comunicare extrem de interesantă. Și subiectul este foarte sensibil. Cu toții citim, auzim despre atentate teroriste și încercăm să le încadrăm într-o definiție, să înțelegem cum funcționează gândirea celui care săvârșește aceste atentate. Am înțeles din comunicarea dumneavoastră că e vorba de sporirea conștiinței, valorii de sine, da? Se sporește valoarea de sine a celui care se sacrifică, care intră în arena aceasta a războiului. Și probabil e vorba și de o coeziune a grupului.
prin practicarea acestor ritualuri, cât de mare este puterea ritualului, cât de mare este puterea narațiunii de a legitima niște atitudini, iată, vedem radicale, niște atitudini care mizează pe violență, pe... și tocmai conștiința religioasă care ar trebui să aplaneze, să echilibreze, să însenineze, să dea pacea, să dea împlinirea, pare a fi motorul, pare a fi punctul de plecare spre aceste acțiuni de maximă violență. E un subiect foarte interesant. Sunt sigură că și colegul nostru, Felix Nicolau, ar avea ce spune la acest capitol și ar merita o discuție aparte, nu-i așa? O conferință așa amplă, cu multe intervenții, cu multe, pentru că este un subiect foarte interesant. Eu mi-am amintesc la ediția precedentă a conferinței Demnitatea umană și libertate de conștiință, la care domnul Marian Simion a vorbit despre actele de suicidale a unui islamist. A fost ne-a marcat pe toți această comunicare, această intervenție. Câteva minute s-a păstrat o tăcere, nu reușeam să ieșim din atmosfera aceasta de tensiune, de... Da, vedeți, în ciuda faptului că avem și texte violente și texte pacifiste, avem ritualuri, avem doctrine morale, avem filosofii, totuși violența nu este decât un act episodic. Și religia organizată apelează la violență numai în momente de criză. Numai în momente în care fiecare, în care de fapt încearcă să supraviețuiască sau să se extindă dacă există anumite oportunități. E o criză din asta imaginară, exact cum a procedat Papa Urban în secolul 13, când a declanșat prima cruciadă. Era un interes politic, un interes economic, dar motorul principal era expansiunea religioasă, de a cuceri teritoriile ocupate de islam și de iudaism. Deci aia a fost o atitudine de expansiune. Deci alte cazuri exprimă apelarea la violență cu scopul supraviețuirii și reinterpretarea violenței. Cu scopul supraviețuirii avem teoria războiului just, în care autoapărarea este justificabilă, sau dacă șansele de a supraviețui sunt foarte mici, atunci de regulă se apelează la martiriu. De exemplu, am văzut în anul 2012 cu cei 10 egipteni care au fost decapitați de ISIS, acolo, mi se pare că în Tunisia, cum a răspuns Biserica Coptă sau Biserica Ortodoxă de tradiție precalcedoniană. A răspuns printr-un ritual de iertare. Adică ritualul care derivă din textul întoarcerii obrazului celuilalt. Minitor totuși. Pentru noi care, na, hai să zic de mine, care m-a cam părăsit gândirea magică, de natură antică, să zic așa, sau renascentistă, de ce nu, și am o gândire mai mult tehnologizată, așa, mi este foarte greu să pătrund în acest spațiu al ritualului, al... hipnozelor religioase. E totuși un prag al radicalismului. E un exces, este o intrare în exces pe care mintea nu prea reușește să o includă într-un concept, să-i dea claritate, să-i dea limpezime. Da, pentru că ați spus două cuvinte unul lângă celălalt, hipnoză și ritual. Eu cred că sunt foarte, foarte apropiate, exact așa cum intuiți, în sensul că
atât hipnoza cât și ritualul ne rupe de realitatea cotidiană. Ritualul ne rupe de realitatea cotidiană mai mult la nivel emoțional, pe cât hipnoza ne rupe de realitatea cotidiană nu numai emoțional, ci și mental. Și da. Cazurile sunt mai puține în sensul că creierul încearcă să mențină control asupra realității, în timp ce emoțiile întotdeauna o iau razna. Dar cu toate acestea, creierul din cutia craniană este mult mai mare decât acel grup de neuroni similar creierului care se află în inima și care se presupune că ar fi depozitul emoțiilor umane. Da, vă mulțumesc, domnule profesor. Dragi colegi, dacă mai aveți întrebări, dacă mai doriți ceva să spuneți, sunteți bineveniți. Mi-ar părea rău dacă ați avea vreo întrebare și aș pune eu punctul aici. Merită, această discuție merită a fi continuată. Când eram la liceu, era un profesor care niciodată nu punea pe un student anume să spună care a fost lecția. Și zice, hai, care? Așteptat un voluntar. Tot aștepta, tot cerea acolo participarea, cred că la vreo 2-3 minute, de acolo mă ia pe mine gura pe din afară și încep să comentez, ăla eu. Ce tu, ia spune. Adică cine ia primul mânușa? Da, iată. Văd doamna Chira. Oksana Chira, da, colega noastră de la Bălți. Da, să iau eu mânușa de data aceasta, da. Bună ziua! Așa o întrebare, domnul profesor. Cunoaștem că într-o comunitate multireligioasă, multilinguală, educația aceasta religioasă vine nu în maturitate, adolescență, dar deja din școală. Și ceea ce cunosc eu, de exemplu, în Germania, este religia deja în școală, chiar și la liberă alegere au fie că religia sau filozofia, dar în filozofie iarăși înnoată în religie până la urmă, după care cunoaștem că toți cei care vin sau migrează spre Germania au cursurile de integrare și abia după cursurile de integrare susțin competențele lingvistice de limba germană, deci iarăși în cursurile de integrare sunt temele religioase introduse. Chiar și la testele de obținere a cetățeniei din Germania sunt foarte multe întrebări ce țin de religie și firul acesta se rupe atunci când încep a activa deja și au de plătit impozit, precum cunoașteți, impozit pentru, se numește Kirchensteuer, da? Impozit pentru biserică. Cum vedeți dumneavoastră această ruptură sau acest lanț, că ați zis 8 la 2, 8 religioși, da? Din care este influența aceasta, totuși, zic eu, contabilă, comercială, asupra religiei și de ce este această frântură într-o societate și în societatea, probabil, de unde dumneavoastră veniți, nu se păstrează această frântură dintre, de exemplu, școală, universitate și angajator sau fiind angajat deja? Foarte, foarte bună întrebarea și pertinentă subiectului. Aici e vorba despre o relație dintre religie organizată și statul secular. În fiecare țară are modelul propriu de echilibru al relației dintre religie și stat, dintre biserică și stat. În țări unde avem o anumită majoritate religioasă, vedem că religia respectivă are o influență foarte mare atât în structura politică, în guvernare, indiferent dacă nu este directă, e totuși indirectă, și alte țări unde care au o multitudine de tradiții religioase și unde acest secularism, care nu ne place în Europa, îl vedem ca fiind necesar. Asta fiind situația din Statele Unite.
secularismul în Statele Unite este necesar. De ce? Pentru că suntem foarte multe religii și pentru că există întotdeauna pericolul ca o anumită religie să preia controlul politic și să-și impună propriile valori. Și de asta religia în Statele Unite este stigmatizată și discreditată, pentru că e folosită drept instrument politic pentru acumulare de voturi. Cât privește taxarea, cred că nu știu, pentru că nu am trăit într-o astfel de societate să-i văd avantajele și dezavantajele, dar taxele în sine reprezintă un bun comun. Iar germanii sunt foarte buni administratori ai bunului comun. Și cred că aici este pârghia care demonstrează că oamenii germanii sunt ok cu lucrul ăsta, mai ales că la nivelul ăsta de suprafață există acest dogmatism secular care încearcă să impună așa zise valori, nu știu, că valoarea e ceva care trebuie testat în timp. Nu putem spune că e o valoare când nu știm care sunt efectele pe termen lung. Și cred că aici este ceva care apare foarte vizibil și nu are putere politică, dar nu are putere statistică de suport din partea populației. Vă mulțumesc mult! Cu plăcere, doamnă! Dragi colegi, dacă mai doriți să interveniți, îndrăzniți acum. Altfel... Ceasul s-a umplut. Altfel vă îndemn să... Dar nu doar altfel, vă îndemn în general să căutați cărțile semnate de domnul profesor Marian Sinion. Sunt cărți semnate în limba română, dar și în limba engleză despre... valorile ortodoxiei, pace, violență, conflicte politice, etc., etc. Unde pot fi găsite, domnule profesor? Cred că cea în limba română poate fi găsită oricând gratis pe website-ul editurii din Cluj-Napoca, editura universitară de la Babeș-Bolyai. Dacă mergeți pe site și puneți numele Simion, o să găsiți foarte repede. Cred că aia ar fi, cu excepția celui de-al doilea capitol, care este un capitol tehnic de metodologia cercetării, restul informației cred că îl veți găsi foarte util și chiar și, dar interesant. Interesant mai mult decât util. Pentru că recomandările sunt făcute pentru liderii politici și cei religioși. Pentru că sunt reguli de administrare, de argumentului, să zicem așa. E vorba de metodologie cercetării în studiile de pace ortodoxe. Da, da. Care a apărut la Cluj-Napoca. Mulțumim, domnule profesor. A fost o bucurie și o onoare să vă ascultăm. Și să vă avem împreună cu domnul Felix Nicolau, să vă avem oaspeți ai conferinței noastre, oaspeți virtuale ai Institutului de Filologie Română Bogdan Petrucecu HD-ul, iată, la acest eveniment științific. Cred că a fost o secțiune foarte consistentă și pertinentă și această colaborare cu dumneavoastră ne bucură foarte mult. Și sperăm să aibă continuitate, să mai binevoiți, să acceptați invitații și data viitoare, să veniți și la alte conferințe, să avem și alte discuții și alte dezbateri. Mari mulțumim, dragă domnule profesor Felix Nicolau, mulțumim, domnule profesor Marian Sinion, mulțumim. Dragi colegi, și eu vă mulțumesc foarte mult tuturor și iarăși mi-a venit în minte acea istorioară cu Titus Maiorescu și HD-ul. Din cât văd, niciunul dintre noi nu este un absinte când e vorba de destinele culturii române, ci toți cred că suntem un HD-ul care e în liceu.
mai ales atunci când autoritățile politice, culturale, financiare încearcă să ne orienteze către alte direcții. Vă mulțumesc, doamna Corceschi. Nu ne dăm, nu ne lăsăm orientați. Exact. Mulțumesc. Mulțumesc și foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Și numai pe scurt, așa, da. Îl felicit pe domnul profesor Simion pentru prezentare și aș vrea să subliniez partea inițială a prezentării dumnealui, în care spune că religia este în special un factor de ordine până la urmă în societate. Și în felul acesta, mă rog, dezminte ceea ce se întâmplă într-un val neobolșevic acum în multe țări, inclusiv la noi, în care se spune că oricine are o credință, până la urmă religioasă, se face clar diferența, adică dacă am o credință de nu știu ce tip e regulă, dacă am o credință religioasă, sunt un înapoiat, un medieval și așa mai departe. Și știm că atunci când dispare totuși ceea ce spunea și domnul profesor, sentimentul acesta al sacrului, apare miliția. Sigur, unde nu există o societate în care există un sentiment al sacrului, sigur vor fi multe mașini de miliție pe stradă. Vă mulțumesc pentru ceea ce a spus, foarte adevărat. Mulțumesc și eu. Mulțumim, dragi colegi. Am intrat un pic așa în cea de-a treia parte a evenimentului nostru, a conferinței. Trebuie să ne conectăm la atelierele de lingvistică și literatură și folclor anunțate în program. Cine dintre dumneavoastră, dintre vorbitori în plen, este interesat, aveți la dispoziție link-urile și vă puteți alătura discuției noastre. Noi ne retragem fiecare în atelierul lui. Încă o dată, recunoștința noastră, domnule Felix Nicolau, domnule Marian Simion, pentru intervenții, pentru colaborare. Sper că vom avea și, așa cum spuneam, și alte întâlniri și ne vom vedea chiar într-o zi aici, în cadrul Institutului de Filologie, pe viu. Să discutăm, să povestim, să organizăm conferințe împreună și să scriem, să lucrăm la revistele noastre. Domnul Felix Nicolau ne-a invitat să colaborăm la o revistă de studii românești, o revistă editată în Suedia și domnul Marian Simion, cum spuneam, este redactor șef al revistei Filologia. Așadar, suntem pe aproape. Suntem împreună, în pofida marilor distanțe geografice. O zi frumoasă în continuare și să știți că aceste comunicări vrem să se regăsească în volumul colectiv al conferinței noastre, va avea calitate științifică, va fi un volum științific, așadar nu ezitați să ne trimiteți texte și le vom publica cu plăcere. La revedere și pe curând!